Că n-ai lemne de spart, știi cum zice, că zis de Nicolae, tata, îți spargea lemne. Lemne dimineața până seara, bei soțui, că n-ai timp de taraxie. Nu ne vedeam făcând altceva în viața noastră, n-avem povestea aia că eram grădinar și la un moment dat a venit cineva. Noi pur și simplu, asta ne-am dorit să facem, ne-am dorit TV. Noi ne întindem, le lăim, așa suntem noi, noi spanioli, italieni, asta stăm, povestim și facem și drame și plânseci. Backstage cum a făcut și ce a zis. Păi nu, taca, 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 ai cântat, ai plecat, bine, pa. Nu facem amândoi, nu mergem amândoi la fotbal. Mergem numai Dani la fotbal ca să povestească de fotbal, dar nu ne dăm cu motorul amândoi, mergem numai Dani, că el e inconștient, că el e pasionat. Oameni de TV care nu sunt în stare să facă radio de nicio culoare și nu le iese de nicio culoare și n-au ce să caute. Nu poți să faci cu aceiași 40 de oameni care zic, care se plimbă la toate podcasturile, la toate emisiunile, spunând exact aceleași lucruri și inventând niște povești, că nu au povești. Ca dacă tot câștig suficient cât să am o viață ultra bună, super bună, să nici nu mă spetesc cu muncă. Știi cum zicea Horațiu Mălele, că munca n-a omorât pe nimeni, dar de ce să riscă? De unde încep să trăiești? De la câți bani pe lună? Știi că se zice, e atât de săracă care nu are bani. De unde atâta apăsarea universului pe umerii tăi? Știi că tot ai văzut că toți ei suferă, ei sunt acești... Toți meditează, toate nebunele meditează dimineața la 6 în cadă, sunt, se conectează, își desfundă chakrele pe unde apucă. A dispărut Mădălina Manole la o săptămână după ce a fost la noi în emisiune. A fost la noi în emisiune, era de nerecunoscut. Cariera plus depresia asta postpartum a fost un cocktail de hormoni, pentru că cei din jurul ei au ridicat din umeri, ba chiar erau indolenți, a decis de capul ei, că asta cam, te cam împinge depresia postpartum. Uite, te duceai la antrenament, aveai și un motiv pentru care să te duci la sală. Făceai OnlyFans. Da. Eu dacă am un fizic, zici că e psihic, nu fac. Bună seara, prieteni, și bine v-am regăsit la un nou episod de podcast Vind o poveste. Așa cum v-am obișnuit în sezonul ăsta, nu puteam să-l încheiem fără să fi trecut în revistă aproape toți, pentru că mai e cineva, aproape toți invitații, membrii a echipei Neața cu Răzvan și Dani. A fost Dani, a fost domnul Prișan, a fost Nicolae, a fost Cuza, a fost Ilona Brezoianu și, bineînțeles, a fost Florin Ristei, și sper că n-am uitat pe nimeni. Și bineînțeles că dacă a început toată treaba asta cu Dani, nu putea decât să se termine cu Răzvan. Așadar, cu foarte multe mulțumiri pentru prezența lui aici astăzi, Răzvan Simion, alături de mine la Vind o poveste în vastele studiouri din sufragerie. Bine ai venit, Răzvan, și îți mulțumesc că ai acceptat invitația mea. Salut, bine te-am găsit. Știam că a fost Oprișan. Mi se pare că este cel mai lung podcast din istoria podcasturilor mondiale. Cred că ați ajuns la 4 ore aproape, nu? 3:49. Am mai făcut unul cu Augustin Viziru, pentru că Augustin Viziru a vrut neapărat să-l bată pe Oprișan și să facă 4 ore și 4 minute. E greu să-l bați pe Oprișan la debit, ai văzut ce, da. Ai văzut ce porțile de fier doi sunt. Când băi, e greu de urmărit, îți spun sincer. E greu de urmărit dacă nu ești de teapa lui. Foarte rar s-a întâmplat să-l audă tăcând pe Cătălin să asculte. Dar când are de la cine să asculte, ascultă și asimilează. Mm-hmm. E foarte mișto și pe lângă treaba asta mi se pare că e o enciclopedie efectiv ambulantă, Cătălin. Și o și spune fanii, știi? O spune pe înțelesul tuturor, adică poate vorbi, cum spune el, da, pe înțelesul trecătorului de pe zebră. Da, 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 e destul de, e dilimac suficient de tare, dar noi căutăm încă explicația clinică. Deci undeva există o afecțiune, nu poți, știi? Adică, da, până de curând aveam vorba asta că n-am încredere în oamenii care nu beau, știi, că el n-a băut niciodată. Adică a băut odată jumătate de bere și a trezit o scară de bloc. El nu bea doar apă cu întuneric, după cum ți-a zis și ție, în cantități industriale, în cantități industriale, cum a zice Shelley. Da, da, acum că i-ai trecut pe toți în revistă, îmi dau seama că ne datorezi niște bani. Categoric, adică, eu sunt deschis cu treaba asta. Atâția invitați de la noi din redacție, da. Nu știu cum încăpem, că noi avem redacția
cam cât ai tu studiu, sunt chipul că e mai mare. Pe avantajul că la mine ați venit pe rând și da. Apropo de treaba asta, că sunt foarte multe ajutoare în demers, în momentul în care eu am ajuns să filmez cu fiecare dintre voi, mai puțin Diana pe care o aștept și pe dânsa cât de curând aici la podcast, și mi-a fost foarte ușor să aleg cadouri pentru voi, știi? Pentru că în mod normal, în momentul în care nu cunoști un invitat, trebuie să te străduiești, să cauți, te uiți după poze, pe Instagram, vezi cam ce ar plăcea. Se face o fișă, da. Exact, se face, cum se zice în actorie, să faci fișa personajului. La tine a fost mult mai simplu, că l-am sunat pe Nicolae, cu care mă văd oricum zilnic aici la cafea, și am zis, bă, Nicolae, uite, vine Răzvan la podcast, ce i-ar plăcea lui? Și mi-a zis, baghe, vezi că e complicat, baghe, că ăsta acum nebunul nu mai bea deloc, baghe. Că înainte era simplu, el e și gurmand, îi place și băuturile fine, îi plac foarte mult și atunci era, dar acum nu știu ce să iei. Ideea e că nu știu cât o să dureze pauza asta ta, totuși chestia asta cred că îți folosește, adică nu cred, sunt convins că îți va folosi, dacă nu ție, măcar oamenilor care o să vină la tine în casă sau la birou sau pe oriunde ori veni. Sper să îți placă. Stai că îți dau punga pe sub masă că nu mi-a dat bani. Sper că am scos factura. Așa. Punga o dau pe sub masă și nu mai sunt tare că am și arătat o copertă. E un atlas al vinurilor, ediția 7, adică e practic ultima ediție apărută, update la zi, da. Cum ar veni. Îți mulțumesc că tare mult am să te dezamăgesc cu om. Dar îți mulțumesc că tare mult pot să o fac cadou. Învățasem foarte multe lucruri despre vin. Viața e prea scurtă să bem vinuri proaste, este sistemul pentru că, sau cum să spun, motivul pentru care am învățat lucruri despre vinificație și despre vin de la Verona, care e patria, mă rog, zona aia de lacuri, e patria tortelinilor, Franciacorta, e zona aia unde se face un spumant după metoda șampanie, știi, și ei sunt foarte mândri și automat și mai scump decât Prosecco. Nu știu dacă am ediția 7, trebuie să o verific, dar de obicei primeam genul ăsta de cadou de ziua mea, tot așa, pe modelul ce să-i luăm, abar n-am ce să iau. Fac niște asceze din astea care împriesc 40, 60, 80 de zile. Renunț la ceva ce îmi place spre a-mi atinge un scop, de obicei unul spiritual. Și lucrurile astea îmi fac bine. Poate cea mai bună decizie pe care am luat-o la început de an e să mă las și de fumat. M-am lăsat, fumez din liceu, m-am chinuit să fumez. Bă, m-am chinuit, vreau să intru în grupul ălora care păreau super cool, deși eu n-aveam o problemă de poziționare. În liceu eram destul de popular, făceam tot felul de chestii. Făceam emisiune la televiziunea locală, după aia lucram cu Dani de la 16 ani, lucrăm în radio. Era ceva să, într-un oraș atât de mic, mă știa chiar toată lumea. N-aveam o problemă de adaptare, dar am vrut neapărat să fac pe nebunul și mă chinuiam foarte tare, mă necam foarte tare, mi se umezeau ochii, tușeam și cu toate astea, știi, adică băi, eu trebuie să fumez neapărat. Uite, la 40 și aproape 2 de ani, la început anului am zis gata, stop. După ce am devenit stăpân pe capul meu. Adică nu m-am mai lăsat înainte cu niște tot felul de medicamente de pe la Marius Nasta. Niște nenorociri de alea netestate, făceam ca toți dracii. Ok. Dar acum m-am lăsat și nu am, adică uite, pot să fumez în fața mea. N-am trecut pe electronice, n-am trecut pe țigări de foi, ci pur și simplu am zis stop. Okay. Și cu zona asta, dacă te lași de fumat, nici nu mai bine să bei. Și asta e drept, că ele cam merg mână-mână, totuși nu te-ai lăsat de cafea. Din păcate, da. Și asta e a treia roată la căruța asta. Nu, eu n-am avut niciodată o legătură între fumat și cafea, niciodată. Okay. Și între băut și țigară. Eu m-am apucat să beau cafea când eram în liceu, tot așa, pentru faptul că toată lumea bea cafea și mi se părea că am treabă și că e important dacă beau cafea dimineață, deși nu aveam nicio problemă cu trezitul, cu somnul și așa mai departe, că na, ce oboseală poți să ai când ești în liceu, nu prea ești obosit, ai energie cu toptanul și lucruri de făcut cât se poate de puține, dar m-am apucat din motivul ăsta prima dată și în al doilea rând mi se părea că e mult mai cool să mai și bei cafea când fumezi dimineața, țigara aia dimineață băgată la colțul școlii, da, nu avea același farmec dacă nu țineam și o cafea în mână. E mic dejunul românesc, știi, asta. Țigară și cafea, eu nu puteam să fumez
la școală în liceu, pentru că stăteam chiar vis-a-vis de liceu. Chiar vis-a-vis în sensul de unde e ușa de la intrare era liceu. Okay. Și aici era poarta casei mele. Și te vedeau părinții? De părinți, nu știu dacă mi-ar fi fost rușine, cred că știau, dar nu mi-au zis niciodată. De bunica, Dumnezeu să o odihnească, mi-era rușine. Ok. Era foarte rușine și mă mai mirosea și zice, miroșea tutun, Răzvan. Și zic, nu, uite, am fost aici la blocul fetelor, era o chestie lângă noi. Un fost bloc de nefamiliste transformat în cârciumă. Fiecare cameră era cât un laborator de păcănele. Era ceva îngrozitor, da. Și mirosea acolo a DTT combinat cu fum de țigară ieftin. Ce e DTT-ul? Iartă-mă că te întrerup. De la tizare, de DTT pentru șobolani, pentru niște... Și avea un miros din ăla. Apropo de asta cu micul dejun, noi aveam o vorbă de fiecare dată, că dimineața când mai plecam prin deplasări era întrebarea, mâncăm fruștiuc astăzi, băgăm fruștiuc dimineața? Zic, las că nu mai avem timp, băgăm chiștuc și gata. Chiștuc. Mai departe. Ce și cum. Da. Ziceai de chestia asta că te-ai lăsat de fumat anul ăsta atunci când ai devenit stăpân pe capul tău. La ce te referi când spui treaba asta? Lucru cu tine, ca partea evoluției tale, pare, sau chiar e cea mai complicată chestiune din existența asta noastră, efemeră, pe un teritoriu pe care, nu știu dacă ni l-am dorit, al avea, știi? Adică noi aici, eu știu ce misiune om avea, ce misiune ai, tu te-ai întrebat vreodată ce cauți pe aici? Da, des. Asta și ce ți-ai răspuns? Ba, am încercat să-mi găsesc tot soiul de motivații de-astea, mai legate din filme, mai legate din pilde, mai legate din zicerile lui taică meu, care pentru mine e înțelepciune absolută materializată într-un corp uman. Da, și eu am aceeași chestiune, sunt convins că tatăl meu e mai deștept decât tatăl tău, pentru că e al meu. Exact, da. Da, scopul venirii noastre pe pământ, a câtă oară o fi asta, e o enigmă și cumva zona asta de trecere și de metafizică ne ajută să suportăm existența care altfel este chinuitoare și enervantă pe pământ. Uh-huh. E o nenorocire a trăi aici fără a avea scopul vieții, știi? Unii își fac scopul vieții din a construi un turn într-o grădină, un înțelept să spunea chestiunea asta. Alții își fac scopul vieții, uite, din a călători, din a învăța despre vinuri. Trebuie să-l găsești la un moment dat. Mie mi se pare că se și schimbă foarte des odată cu înaintarea în vârstă. Eu cred că sunt, le spuneam colegilor mei că eu nu cred în omul care se schimbă, ci în omul care se transformă. E foarte importantă, cum să spun, varianta asta, detaliul ăsta, mi se pare foarte important. Că tu acumulezi odată cu vârsta și cu noțiunile primite de la alții sau din locurile pe care le-ai văzut, e normal să crești. Unii aleg să crească și pe verticală, alții doar să crească pe orizontală. Mm-hmm. Eu am ales să mai crești și pe verticală. Și atunci fac niște chestiuni de genul ăsta care pe mine mă ajută să respir mai bine, deci să am creierul mai oxigenat, să am mintea liniștită, să pot să iert, să învăț să iert și să învăț să nu mai judec. Acum lucrez la chestiunea asta, la a fi bine cu mine, știi? Și a nu lăsa lucruri să treacă în concepția asta arhaică, sătească, a vorbi despre altul mai mult decât a vorbi despre tine. Mm-hmm. Sunt de părere că oamenii oamenii de genul ăsta vorbesc alți oameni, îi vorbesc despre alți oameni, okay, da. 98% din timp. Oamenii de undeva de la mijloc, mediocritate sună rău, de undeva de la mijloc vorbesc fapte, uh-huh, lucruri care s-au întâmplat, iar oamenii smart vorbesc idei. Exact, da. Vreau să ajung în zona oamenilor smart, știi, să pot să dezbat o problemă, nu să povestesc ce s-a întâmplat ieri la știri. Să putem vorbi despre, uite, un concept care pe mine mă roade de vreo 2 ani, nu mă roade, ci mă interesează de vreun an și jumătate, și anume ceea ce grecii spuneau ataraxie, știi, conceptul ăla de bine suprem, mai încolo nu există nimic. E peste dolce far niente, știi, e plinirea aia și plinătatea aia pe care o poți dobândi doar dacă te detașezi de micile chestiuni care într-o societate dinamică așa cum e asta
există la tot pasul, doar că tu nu le vezi. Drumul până la lucru, dacă nu ești atent și devine o corvadă și un șir întreg de invective vis-a-vis de ăla care conduce mai prost sau vis-a-vis de ăla care nu ți-a dat prioritate, toate astea te scot de pe o trasă care ar putea să însemne metafizica lui Dolce Farniente, cum zicea Cioran. Da, eu mă duc pe conceptul ăsta grecesc de ataraxie, care s-a tradus în, nu știu, în feluri, serendipity. E mai greu acolo. Îmi place mai cei lângă noi. Și asta, cumva îl știam, îl citisem, dar pentru prima dată când am ajuns în Atena, spre rușinea mea, de-abia acum un an și jumătate, sunt zone unde îl simți. E energetic, Grecia este ceva de studiat, știi? Și nu se putea altfel, e leagănul civilizației acolo. Totul a pornit de la ei. Plus că mi se pare că, deși, uite, exact ce vorbeai tu, că ai preferat să-l cauți mai aproape, adică în peninsula balcanică și nu în serendipity-ul pe care îl prezintă americanii sau britanicii, mi se pare că noi suntem foarte diferiți față de greci. Adică relaxarea aia lor specifică siestei, specifică serilor grecești, la noi nu prea există. La noi toată treaba asta vine cu un tumult, cu un cumul de agitații, de planuri peste planuri care nu capătă noimă de foarte multe ori. Și mi se pare tot mai greu în agitația asta să-ți găsești drumul ăla care să-ți ofere și liniștea asta. Nici ei nu găseau în mijlocul cetății chestiunea asta și pentru ei era destul de complicat să croiești democrația și în același timp să ai și parte și de ataraxie. Există și la noi, în lumea satului pe care atât de mulți o venerează, poate există tihna asta, că s-a pervertit de-a lungul timpului, că nepoții care au fost obligați să vină la oraș, că n-a vrut nimeni să vină la oraș, doar că i-au băgat în foame cu ce apeurile și cu ce era acolo și oamenii trebuie să vină să-și caute de lucru. Altfel rămâneau acolo. Sigur, o lume a satului, am văzut o chestiune interesantă la Buhnici acum, o discuție cu domnul profesor Borțun, pe care eu îl apreciez foarte tare, despre cum am zeificat noi zona asta a satului, care vine la pachet și cu relele și cu zoaiele inerentă, dar sunt convins că există și în România sau peste mulți cu siguranță de unde venim noi, există o zonă a tihnei și a lucrurilor așezate. Că i-au dus totul la un nivel filozofic și că asta le-a ocupat tot timpul, neavând altceva în afară de măsline, niște brânză și niște lămâi. Ce portocale, să fim serios, că nu e nimic pe acolo. Stâncile alea. Normal că stai și cugeți. Că n-ai lemne de spart, știi cum zice, că zice de Nicolae. Tata, sporgea lemne. Păi lemne dimineața până seara, băi, șoțui, că n-ai timp de taraxie. Nu? Da, apuci să o atingi fără să o conștientizezi de foarte multe ori. Dar îi spui demonul de amiază sau boala porcului, știi, că te ia după masă și te pui și te culci. Au transformat asta într-o filozofie. Dom'le, ce înseamnă? Pe stomacul, creștinul spune că într-un stomac plin nu-l găsești pe Dumnezeu, știi, de-aia merge și postul mână în mână. Ei au tradus, noi am tradus o Biblie din greacă. Ei au tradus Biblia pentru ce înseamnă lumea occidentală. O cultură fantastică, literatură, filozofie, organizare, nu le datorăm de la organizarea liceului și până la democrație. Sunt fabuloși. Am fost de curând, m-am reîntors în Atena, am văzut-o cu alți ochi, știi, arhitectură. Nu mai știu de la cine am luat, de la fumat. Da, cea mai bună decizie pe care am luat-o doar mai bine. Și uite, vinul ăsta despre care scrie aici, are alt gust, mâncarea are alt gust, serile au alt gust. Categoric, și nouă ni se pare că n-are gust fără țigară, în momentul în care încă mai ești fumător. Când nu, ce? Nici vinul, nici mâncarea, adică nu știu, mie mi se pare că o mâncare bună are farmec în momentul în care ai terminat-o de mâncat și ai prins o țigară. Mamă, nu, ceva îngrozitor. Mamă, deci, acum fii atent că am, cât e din ianuarie, sunt 6 luni, da? Am 6 luni că nu mai fumez, să zic. Simt un fumător de la 100 de metri și îmi dau seama că și eu miroseam a scrumieră. Că știi că tu nu miroși bine acum. Miroși a scrumieră. Da, da, da. Miroși a ciorăpei. Da. Miroși a sală de judo. A mănuși de box miroși.
Nu mă deranjează. A toate sporturile. A toate sporturile cu S. Mai puțin alora de performanță, pentru că nu poți face o performanță cu țigara. Dar da, eu recunosc într-o etapă a vieții mele în care ajung să cred că pot să fac liniștit reclamă la vicii. În sensul în care mi-am dat seama dimineața asta, m-am trezit și mi-am pus să beau cola. Prima dată, adică primul lucru pe care l-am vârât în interiorul meu era cola și atunci mi-am pus și eu niște întrebări ulterior, că mă certa cineva, îmi spunea, zic, bă, cum să bei cola dimineața, ești nebun la cap, bea apă, măcar acum bea un pahar de apă și după aia mai vezi tu ce mai bei. Și după aia aveam așa niște gânduri cu mine și m-am gândit, bă, eu chiar am băut cola de dimineață, ești nebun la cap, dar, na, sunt niște agitații specifice, nu încerc să-mi caut scuze, decât în indolența mea, în lenea mea. Și în faptul că probabil mă mai mint așa frumos că îmi canalizez energia către alte direcții, dar îmi imaginez că mi-aș putea canaliza mult mai multă energie dacă în primul și în primul rând aș face pașii ăștia micuți corecți. Și da. Și îmi dau seama că asta e o chestiune care mă îndepărtează oarecum de performanța aia reală. Mie mi se pare absolut fascinant ceea ce ați făcut voi acolo la Neața. Faptul că faceți emisiunea asta și că sunteți niște repere în tot ceea ce înseamnă mass media din România și care rămân din ce în ce mai puține active și relevante totodată pe scară largă, mi se pare absolut fascinant că emisiunea aia poate să reziste de atât de mult timp și într-un format care e greu de făcut. În fiecare dimineață, ore în șir, tot soiul de invitați, tot soiul de provocări, tot soiul de nebunii. Și cred că aici, dacă n-ai disciplina asta pe care, de care vorbești tu, cu lăsatul de fumat, să-ți cauți liniștea, cu încercatul de a trăi cât mai ok, de a mai face pauze de la alcool, nu prea poți să izbândești. Acum, să nu crezi că noi am fost lumina divină din primele zile. Am avut și noi derapajele noastre, eu în special. Rutina asta s-a construit oarecum în timp. Am fost, noi lucrăm în ritmul ăsta de 5 zile pe săptămână din primul an de facultate, aveam 18 ani. Când noi, colegii noștri plecau în vacanțe câte 3 luni și noi aveam concediu 2 săptămâni. Adică noi am înțeles chestiunea asta, e și greu dacă aș lucra acum pe sistemul care lucrează colegii mei, adică filmări, 3 săptămâni, 12 ore pe zi, după care pauză 6 luni până la următorul proiect. Cred că m-aș urca pe pereți, că nu știu ce să fac în vacanța asta, în august, că avem vacanță o lună. 3-4 zile ne revenim cu somnul, cu ficații, cu ori. După aia suntem ușor panicați, n-am avut întotdeauna lucrurile astea. Vin odată cu vârsta, odată cu cercul de prieteni, odată cu lucrurile la care înveți să renunți ca să câștigi altceva, cu lucrurile pe care le cureți ca să, inclusiv la capitolul prieteni și oameni care sunt aproape. Eu am făcut curățenii majore în ultimii ani, dorindu-mi să fiu eu bine cu mine. Mm-hmm. Dar atunci când cureți, să nu-ți fie frică niciodată să cureți, pentru că vor intra alții. La oameni mă refer. La fapte de asemenea, la vicii de asemenea. Suma vicilor trebuie să fie constantă. Da, uite, poate în loc de ceva cu foarte mult, la zahăr n-am putut să renunț, am încercat de săptămâna trecută, am avut o zi destul de grea și până să-mi iau eu glutaminele mele și așa, am halit o ciocolată. Eu mănânc zahăr puternic, adică bag în mine, în cafea nu pun, dar în rest, asta n-am putut. Dar dacă scoți zahărul, să intre altceva, ceva mai bine, poate, nu știu. Bună seara, domnilor și domnilor! Întrerupem programul pentru un anunț extraordinar de important, doamnelor și domnilor, și anume faptul că pe site-ul celor de la iZaid regăsiți o grămadă de modele de ochelari de vedere, exact precum modelul pe care l-am eu în mână. Ochelari care, grație ramelor Summit și lentilelor din policarbonat, sunt extraordinari de rezistenți și de flexibili. Poți să faci orice cu ei, poți să ai chiar și draci pe ei. Mai mult decât atât, dacă nu aveți nevoie de ochelari de vedere și nici nu doriți să păreți mai intelectuali decât sunteți purtându-i chiar dacă nu aveți nevoie de ei, tot pe site-ul celor de la iZaid, link în descriere, regăsiți și o grămadă de modele de ochelari de soare, precum acest model BZK, absolut senzaționali, ochelari ce vă vor ajuta să fiți cei mai ciumegi de peste tot pe unde mergeți vara aceasta. Iar dacă vă gândeați că mă adresez doar publicului masculin cu această plasare, ei bine, doamnelor și domnilor,
chiar aici avem și ochelari în versiune feminină, extraordinar de fancy, spancy, cum ar fi acest model de la formația Kiss. I was made for loving you, baby, you are made for loving me. Îți dai seama că există niște întrebări clișeice apropo de Neața cu Răzvan și Dani, niște întrebări pe care n-am avut cum să nu le adresez nici lui Dani și pe care nu pot să le ratez nici în discuția asta cu tine, pentru că s-a absolut fascinația mea, știi? Și oarecum încerc să-mi răspund mie la niște întrebări, totodată am impresia că și publicul e foarte interesat de lucrurile astea. Cred că prima dintre ele e cât timp vă mai vedeți făcând lucrul ăsta, pentru că deja pare că o faceți doi eternitate. În schimb, o faceți la fel de bine, dacă nu chiar tot mai bine, pentru că pentru orice om care își dorește performanță, și eu n-am ascuns-o niciodată, vreau să învăț de la voi, vreau să învăț de la toți oamenii care au făcut ceva bun și care fac în continuare ceva bun, voi sunteți niște puncte de reper, adică e, nu știu, cum la școală îți dă manual, îți dă culegere de nu știu care, paralela 45 ca să faci probleme la matematică, așa a fost pentru mine la venirea în București, fiecare om de valoare din media pe care l-am cunoscut, îmi spunea, uite bă, uite la Răzvan și Dani, ia de aici, uite la Buzdogan și Morar, ia de aici. Și atunci chestiile astea pentru mine sunt o fascinație și totodată un privilegiu că am ocazia să vorbesc treaba asta cu tine. Și bă, vreau să te întreb ce te mai motivează acum și cât crezi că o să mai ducă treaba asta. Întrebarea asta cu cât timp vă mai vedeți făcând asta e de la Timișoara. Aveam o colegă la știri care în momentul în care am anunțat că plecăm la București și să ne încercăm norocul aici, că nu era nimic sigur, a zis, bă, dar ăștia unde se mai, o auzeam vorbind, unde vor să se oprească, adică gata, știi? Noi singuri ne punem niște limitări din astea idiote, cum adică unde să ne oprim? Ne oprim unde sky is the limit. Ok. Noi nu ne facem... Rănile astea cu care venim din copilărie ne fac să ne potignim, să ne oprim. Bă, poate nu e de mine, asta e o pălărie prea mare, nu m-aș băga în lucrurile, ce o să zică? Oameni, uite, sunt ăștia mari la București, uite, negru, sunt ăștia care fac de ani de zile, Teo, cine mai era atunci, Călinescu, unde naiba, venim și noi. Și ne-am luat așa, bucată cu bucată, povestindu-ne viața, fiind foarte ce la mod acum, asumați, adică noi nu jucăm un rol, asta a fost câștigul nostru și nu suntem un cuplu făcut cu forcepsul, pur și simplu suntem prieteni de la grădiniță, am crescut împreună, am lucrat, niciodată n-am lucrat separat, zona asta de media, nu ne vedeam făcând altceva în viața noastră, n-avem povestea aia că eram grădinar și la un moment dat a venit cineva, noi pur și simplu asta ne-am dorit să facem, nu ne-am dorit TV. Ne-am dorit radio, bă, chiar eram deranjați, pentru că, nu știu, nici se părea că suntem mai în control când le facem noi pe toate. Mm-hmm. Între timp am văzut că e mult mai avantajos să lucrez într-o echipă. Echipa de la Neața este într-o dezvoltare și ca un family, așa, adică suntem ca un neam mare, știi? Și împreună facem lucruri spectaculoase. Suntem de mult timp pe post, dar suntem în creștere cu cifrele, că asta-i frapează pe detractorii noștri, pe care îi cunoaștem și îi știm. Ei vorbesc frumos de noi, dar noi știm ce crede adevăratele. Nu mă deranjează, din contră, mă motivează. Pe mine mă motivează competiția. Mă întrebai ce mă mai mână în luptă. Asta. Că mai au unii câte o idee și mai bagă câte un matinal peste noi. Și zic, la fix, când am mai muncit de mult, asta e și textul. Să ne apucăm de micuți. Acum ne apucăm de prietenii tăi. Da. Mai am un pic. Da, bine, pentru mine a fost amuzant momentul ăla. Nu contează, ideea pentru, dacă în lipsa unei competiții, o iei razna, ți-o iei în cap, faci pe nebunul, ești egocentrist, megaloman, îți construiești singur statuie, dar tu de fapt ai doar un picior înțepenit de la fotbal, știi, adică, domne, am început de statuie, lasă-mă, te rog frumos, asta e o glumă, chem pictor să te picteze ecvestru, dacă se poate, călare pe cal să fii, o e razna, pentru că ești tu și nimeni altcineva, de-aia nu e bine nici să-ți omori competiția. Dacă asta categoric, mi-e concurența extraordinar de benefică. Nu ne prea iese că noi am închis vă 13 matinalul, da. 2-3 mai rămân pe acolo ca să, știi, să mai pot să mai văd ce fac alții. Facem lucrurile astea bine și pentru că avem o rigoare și ce spuneai tu, avem o rutină. Rutina e bună. Te învață să iei
pas cu pas viața asta și pentru că avem o super echipă, cea mai bună echipă din, de live din, din România, eu le zic cea mai bună familie de, de live din, din România. Nu ne mai trezim așa de vreme ca la radio. La radio ne trezeam și la 3:30 când lucram la Timișoara, că nu era internet, trebuia să mergem să luăm ziarele din gară, era mai complicat. Trebuia să ne facem textele, noi pleiam și muzica de o aveam, nu era radio automatizat ca acum. Se construiau personalități radio, chestie care acum se prea mai întâmplă. Știi? Adică totul e bandă, totul e animator de linie, se cheamă pe vremea asta, nu mai știu cum se cheamă acum, adică dai bazele, ora exactă, ce urmează să cânte și eventual o informație, știi, într-o intervenție odată la 6 piese. Înainte noi vorbeam după fiecare piesă, 1:30, era destul de greu, trebuia să ai multe informații. Noi avem familia asta de, de live, colegii mei, care s-au specializat, știi, fie unul mai pe economic, unul mai pe mai jucăuș, mai hedonist așa și face transmisiuni de genul ăsta, unul cu invitații, unul cu producția, unul cu coordonarea, unul cu regia artist și ei toți fiind foarte buni și foarte smart și foarte, cum să spun, cunoscându-și foarte bine pătrățica aia, noi împreună putem să facem o tablă de șah unde suntem fiecare în parte Kasparov. Și nu mă mai trezesc așa de vreme pentru că știu că ei sunt atât de intuit încât rezolvă chestiile alea ca eu să fiu deștept și frumos dimineața la televizor. Că de multe ori nu ți vine să dai fișa aia acolo care te salvează. Înainte de țibul, că ce-i cu el, știi, că e mult, dormeam că de-astea. Și toate astea sunt făcute de niște furnicuțe acolo, toți lucrează la un brand ăsta care se cheamă Nața cu Răzvan și Dani. Asta e că discutam chiar recent, când s-a întâmplat evenimentul acum nicio lună de zile, o să public, cred că podcastul imediat după ce îl publicăm pe ăsta, discutam cu Cătălin Striblea despre gafa celebră de la Digi24 cu filmulețul viral de acum 14 ani din Rusia, comentat ca fiind despre un recrut de război care pusese botul la o propagandă. Și atunci toată lumea acuza omul din față, l-acuza pe Prelipceanu și toată lumea spunea, nu poți, domnule, domnul Prelipceanu să dai chestia asta pe post. Dar e un aspect foarte important pe care lumea de acasă nu știu cât îl știe, când nu-i ca în radio aici la televiziune, de obicei la radio cam tu decizi ce faci, cum faci, da, și ai controlul respectiv exact despre ce vorbeai și tu, el vedea doar capetele alea de știri și atâta tot, știa despre ce-i vorba, știa cam care e situația, numai că nu putea verifica toate materialele alea înaintea intrării în live. Și atunci, cred că asta mi se pare de-abia cel mai important lucru, faptul că voi puteți să aveți încredere în toate chestiunile astea și în momentul în care primiți fișa aia, vă puteți ghida după ea fără a avea suspiciuni că ar putea fi niște lucruri neregulă acolo. Noi, înainte de a fi colegi, suntem prieteni buni, prieteni family, după cum ți-am zis, că nu poți funcționa altfel. Știu companii, știu emisiuni de televiziune și de radio, unde e totul ca la sistemul ăla de multinațională, știi? Adică, exact, da. Ia să văd eu, ia să plece ăsta în concediu, să vezi ce-i fac eu lui. Wow! Știi? Unde stau, prezentatorii stau cu casca deschisă și aud toate balivernele din regie, care nu tot timpul sunt prietenoase. Wow! Știu chestia asta, la noi nu se întâmplă. De aia noi suntem în poziția asta, 14 ani la Antena 1, cei mai buni dintre cei buni, 4 ore pe zi. Acum a intrat Neața de weekend, suntem 6 zile pe săptămână, 4 ore pe zi, ea calculează, sunt 24 de ore din 7 zile live de Neața. O zi practic din săptămână. O zi din 7 suntem noi live, noi, atât. Nu există nimeni altcineva, e cum ar fi să ne luăm de gât. Sigur, mai avem niște nemulțumiri, dar asta se rezolvă și de obicei la o bere. Nu ne mai hârâim, ne mai mărâim, dar niciodată să ne facem chestii intenționat, să ne tăiem tendoanele, cum se spune chestiunea. Uite, la chestiunea asta, scuză-mă. Deși, eu te rog să mă ierți, deși discuția atinge niște puncte destul de tehnice în momentul ăsta. Da, nu știu pe cine interesează chestiunea asta, nu cred că cineva este nebunit să afle lucrul ăsta. N-am cum să nu te întreb despre diferența dintre Neața, care este un format făcut de către voi, și cum e să lucrezi la X-Factor, spre exemplu, care X-Factor e un super mega format internațional făcut de Simon Cowell și pe care, până la urmă urmei,
trebuie căruia trebuie să-i respectați rigorile, precum, nu știu, o franciză de McDonald's trebuie să respecte ceea ce vine de la compania mamă în momentul în care vrea să funcționeze. Ei nu sunt chiar atât de stricți în a respecta. Erau pe vremuri, în 2010, erau extrem de stricți. În primul sezon au venit și ne-au măsurat inclusiv distanța între garduri. Sau cât de mare era logo-ul pe celebrele steaguri care atunci și apăruseră, era așa ceva. Wow, nu se mai întâmplase lucrul ăsta. Între timp și-a dat seama că un format de genul ăsta, ca să nu moară pentru o televiziune dintr-o altă țară decât Anglia, ar trebui să comporte și o pată locală, să aibă și o amprentă locală. Că altfel nu poți. Cu cât te depărtezi de Greenwich, trebuie să mai pui un pic de dramă, trebuie să mai pui un story. Nu suntem atât de... Asta e unul. Doi, consultantul nostru din ultimii ani venit la București a zis, domnule, e o chestiune interesantă, cu cât te depărtezi de Londra, cu atât crește ora sau timpul de difuzare. Ei au două zile pe săptămână, sâmbăta o oră jumate, duminica o oră, în care intră tot. Tot. Break-urile sunt de două minute. Noi am fost acum niște ani și am văzut live cum se întâmplă gale. Au mai multe gale decât avem noi. Da, o oră jumate și cu o oră. Noi avem câte 4-5 ore. Final are 5 ore. Ok. O difuzare. Trebuie să bat. Ce fac acolo? Noi ne întindem, le lăim. Așa suntem noi. Noi, spanioli, italieni. Asta povestim și facem și drame și plânseci. Backstage și cum a făcut și ce a zis. Oia nu, taca, 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 ai cântat, ai plecat, bine, pa. Mm-hmm. E diferit acolo, la Neața suntem 80 de oameni, în partea aia suntem 300. E greu. E complicat, fiecare trebuie să-și facă părticica atât de bine și de super repetat încât să nu se stea mult la filmări. Nu s-a întâmplat lucrul ăsta. Obosim îngrozitor. Perioadele alea obosim îngrozitor. Da, e un plus la CV-ul nostru. Adică am făcut-o și pe asta. Nu știu dacă aș putea să fac numai asta. Ok. Adică dacă aș putea să, ce ziceam la început, să stau și să trag, să am două formate pe an și în rest să mă bucur de ataraxie. De a fost un an în care ați lipsit de la X Factor, cred că un an, nu mai mult, 2018, dacă nu mă înșel. A fost un an când n-am mai putut, nu mai duceam, nu gândește că făceam Neața și după aia mergeam direct la filmări, odată la audiții, 3 săptămâni în care căpiam și de obicei în perioada asta, anul ăsta e de pauză, mm-hmm. Anul trecut a avut Vocea pauză, anul ăsta avem noi. E un format care trebuie să respire, dacă e să mă întreb pe mine. Trebuia să luăm pauză după 5 ani și după aia, mă rog. Ei așa spun că în format de ăsta merge vreo 4-5 ani după care te ții de o pauză și te întorci cu el dacă are cifre bune. Și nu mai puteam. Finalele erau, semifinale și finala în direct, erau în decembrie. Noi în decembrie de la final de an suntem prăbușiți, nu mai funcționează nici ficatul, nu mai funcționează nici creierul și n-am mai putut. Dacă se făcea anul ăsta încă unul, nici anul ăsta nu mai puteam. Mm-hmm. Mai puteam, că nu e legat de vârstă, ci e legat de... Noi suntem oameni de live, noi în 3 ore trebuie să le dăm pe toate. Și am plecat. Nu știm să le... Nu am jocul ăsta actoricesc. Mi-e foarte greu să fac lucrurile astea. Prima serie de școală de actoria lui Dragoș Bucur, am fost acolo să învăț niște chestii, apropo de a asimila de la alții. Și am învățat un fel de chestii interesante pe care mai apoi le-am folosit și la X Factor, cum să-mi conserv energia. Dar nu pot ca un actor, cum să spun, de profesie și de vocație, pentru că eu sunt destul de cu ADHD-ul fiind pe live. Hai, acum dă-i număr, trebuie să-ți iasă din prima, nu există la noi repetiții. O emisiune înregistrată are alte rigori. Dragoș Bucur face chestia asta și în proiectele de TV. Uh-huh. Adică el are rulota lui, el stă acolo și iese doar când are de tras ceva chestii la Visuri la Cheie. El nu e ca noi, suntem cu echipa, cu băieții mai oberică, mai ce fac, știi? Uh-huh. Ne consumăm foarte tare. Și atunci, când se leagă și cu sezoane de-astea lungi și apăsătoare de Neața, e nebunitor. Altfel, e o altă lume. Prime time-ul este o altă lume. Mm-hmm.
Cât de mult ți-a afectat viața profesională, viața personală și viceversa, viața personală, viața profesională? În niciun fel. Nici așa, nici așa. Afectat, adică la modul că implică o componentă negativă. Nu? Nu neapărat, nu, dar practic e, ajunge, sunt, asta e bănuiala mea, că ajung anumite momente din viața profesională să guverneze viața personală și invers. A fost invers, personalul a guvernat profesionalul pentru că așa ne-am clădit. Îmi spuneam că noi nu jucăm, noi suntem foarte fair, suntem foarte sinceri. Pardon. Noi suntem foarte fair, suntem foarte sinceri, noi nu jucăm, noi pur și simplu în emisiunea asta care are atâția ani ne-am povestit viețile dincolo de textul de televiziune și anume pățanii povestite într-un fel anume astfel încât să se și râdă, se facă și cifre. Tot ceea ce, pentru că mult timp a fost o emisiune de autor, tot ceea ce ni se întâmpla nouă ne impacta, s-a impactat cumva conținutul de TV. Nici nu poți altfel. Noi dacă nu aveam vacanțe, ieșiri pe la cărciumi, teatre, concerte, evenimente care să ne dea informații și zvâc, noi n-aveam ce să spunem a doua zi. Dacă eu nu aveam doi copii spectaculoși, n-aveam ce să vorbesc cu un pediatru, nu știam lucruri despre învățământ sau nu m-ar fi interesat. Mai mei au crescut, a venit Dani la rând. Și rubricile s-au schimbat, nu mai fac eu cu pediatru, face el. Pentru că ne așezăm exact cum ne-am făcut calculele atunci când am început. Nu facem amândoi, nu mergem amândoi la fotbal. Mergem numai Dani la fotbal ca să povestească de fotbal, dar nu ne dăm cu motorul amândoi. Mergem numai Dani, că el e inconștient, că el e pasionat. Ai înțeles? Mă enervează ăștia care zic că ai înțeles și i-am povestit unui prieten. Știi sau pricep sau ai înțeles? Și i-am povestit unui prieten și eu sunt mimetic, așa și-a rămas cu asta. Ai înțeles? ai împrumutat de la el treaba asta. Ce? Dar dacă povestesc, rămân cu... Am niște sechile de astea, adică. Da. Și mă uit la... Ai fumat 4 țigări, bă, băiatule. Încă e puțin. Încă e puțin, adică eu... Și am ales fie de astea tocmai ca să nu facă fum. Că am văzut la un moment dat, era o bucată cu Ilinca Vandici, am găsit-o eu pe Facebook după vreo câteva luni când a fost aici la podcast, ca să nu o recunoască TikTok-ul a fi furată de la mine, îi pusese un efect de ăla cu muzică dramatică pe fundal și niște fum de țigară. Și atunci i-am zis lui Nencio, atunci i-am zis, bă, Nencione, când am avut incendiul în podcastul cu Ilinca Vandici, că nu mi-aduc aminte. După care mi-am dat seama că erau ediții în care eu fumând, băgam atât de mult fum încât ajunsese să fie exact ca în efectul ăla special. Și am zis că nu mai, gata, trecem pe de-astea, ca măcar să nu-ți mai vadă fumul. N-am chinuim înțeles. Invitatul, dar să nu chinuim și privitorul. Miroase a cizme de electrician, dar în rest ești. Miroase a... Am eu o expresie cum ziceam, dar nu pot să zic la podcast. Poți să zici. Eu nu vreau, nu, că asta vreau să zic, că nu-mi place aia, că nu suntem pe TV, deci nu ne vede CNA-ul și ne băgăm și ne scoatem. Și prefer să... Ah, ok. Prefer să nu vorbesc, da. Având în vedere faptul că Răzvan se tot plângea de mirosul neplăcut cauzat de țigările tradiționale, vreau să vă anunț faptul că acest episod este susținut de Yup 2.0, un startup românesc ce produce un device high-tech având poduri de unică folosință, magnetică, cu filtru ceramic. Lichidele Yup sunt produse și testate în laboratoare specializate din UE și Elveția și sunt cu 95% mai puțin nocive decât fumatul clasic. Drept pentru care Yup a creat un program unic, Eu mă las, ce vine în ajutorul celor care își doresc să renunțe la fumat. În cadrul acestui program, cei de la Yup oferă chiar și suport zilnic timp de 2 săptămâni. Pe lângă toate acestea, mai există și Yup CBD 100% legal, ce conține extras natural din cannabis, fără efecte psihoactive și care nu creează dependență. Ameliorează stresul, anxietatea și chiar insomniile. Mai mult decât atât, campania Yup Summer Vibes tocmai ce a început, iar la fiecare device achiziționat împreună cu o cutie de poți, mai primești una cadou.
iar la fiecare 3 cutii de pods achiziționate, mai primești încă una cadou din același sortiment. Când te întrebam de treaba asta legată cu cât de mult ți-a afectat viața profesională, viața personală și viceversa, mă gândeam și la faptul că e foarte greu pentru cineva care trăiește alături de tine să înțeleagă rigorile pe care tu le ai dat fiind programul profesional. În sensul în care țin minte un episod de prin anul 2018 când eu făceam matinal la Pro FM și trebuia să ia cineva legătura cu tine pentru, de la radio, pentru Lidia, pe care tu o și reprezentai la momentul respectiv, pe care o și reprezint și astăzi. Și atunci era ora prânzului și tu dormeai și povesteai chestia asta a doua zi, o povestisei ca și cum zic, domnule, eu pe la ora aia de obicei dorm și atunci aia e programul meu și aia e situația. Cred că e destul de complicat să-ți modifici lifestyle-ul în așa fel încât în fiecare dimineață să fii productiv de la ora 8. Asta cu transformarea în martir a celui care... Dar nu e de martir, stai ca să ne înțelegem, dar nici nu poți face ce fac eu, de exemplu. Da, dormim la prânz pentru că altfel nu am fi putut rezista. Avem un power nap asta acum, na, dacă ți-am zis am devenit stăpân pe capul nostru, în 45 de minute pot să-mi dau reboot și să mai încep o zi. Eu practic am 2 zile într-un. Dar să nu ne plângi de milă, că noi suntem bine. Adică, nu e vorba despre o plângere de milă, repet. Las, ce să stau cu coțofan la... la chefuri. Am mai făcut de aia, zic că noi n-am venit la pachet cu înțelepciunea asta și iată-i, bă, ăștia... altceva. A venit și din nevoie și din sictir și din hai bă să fac ceva cu mine. Hai, înainte, da, era enervant, știi? Cel mai enervant era asta, că nu, uite, în august, de exemplu, eu tot am vrut să-mi iau asta de skipper și să navighez. Plăcea mie ideea asta să fiu eu lup de mare, să fiu eu acest lupan. În august, când eu sunt liber, nu merge nici dracu, nici în Croația, nici în Grecia, nici în... Nu merg, că e cald de mort, nu stau pe barcă. Deci care merg acum, în iunie, maximum, iulie și după aia în septembrie. Ori eu nu puteam să merg niciodată, știi? Plecau în timpul săptămânii la schi, de exemplu, că era mai puțin aglomerat sau erau oferte în martie în Austria. Nu puteam să merg, eram la lucru. Exact. Asta era enervant. Acum suntem mai mulți, ne mai ținem locul, mai fugim vinerea, mai ține Florin locul, îi țin eu duminica. Adică azi n-a fost Dani, am impresia, pentru că ne-am uitat la ultima oră din emisiune, că voiam să vedem exact când termin, ca să știm când trebuie să coborâm. Ne împărțim, suntem mai mulți, sunt totuși 24 de ore în 7 zile, nu uita, de live. Ne mai împărțim, mai pleacă el mai devreme, mai vine cineva, mai... E bine, e dinamic, cifrele arată bine. Și ieri am fost lideri, adică nu mai avem stresul ăsta al punctelor de rating, că știm că suntem acolo. Noi am crescut cu o generație. Cei care au crescut cu noi sunt acum, nu știu, copii pe care îi sunăm să le spunem la mulți ani dimineața la 8:20. Îți dau exemplu de interacțiune pe care, uite, o facem de 7-8 ani și pe care credeam că o să scoatem în 2 luni, că aveam nevoie de ceva la ora aia și am zis, hai să dăm un telefon să spunem la mulți ani. Pe vremuri, ca să vezi cât de bătrâni suntem și mai ales cât de bătrân e el. Trimiteați telegram. Nu, dar pe vremuri singurii care făceau duda asta erau la Radio Contact, Laura Ivănciu cu Răzvan Popescu. Ok. De la ZU. Și când am plinit 20 de ani, știu că m-a sunat Răzvan și mi-a zis că la mulți ani din partea colegilor. Deci cel de atunci făcea matinalul când eu... Bine, și eu făceam matinal de la Timișoara. Răzvan făcea matinal când m-am născut eu. Deci asta mi se pare foarte tare. Când te-ai născut? În 96. E, uite, să întrerupem aici. Acest podcast, 96, și noi lucram la Contact, la Reșița, știi, noi da. Îi ascultam și îi ziceam, urmează colegii noștri de la Radio Contact, rămâneți cu Iohan, era DJ Iohan, punea muzică, știi, vă sâmbătă seara, da, și ne uitam la jingle-uri și vedeam ce o să spună și cum o să vorbească și Laura făcea cu, așa, cu Răzvan, era Raluca Moianu, pe drive
Așa, da, care ulterior a făcut Iartă-mă. Cred că făcea chiar și în perioada aia. Era Liana Stanciu, erau vocile, vocile Radio Contact de femei, erau Raluca Moianu, Liana Stanciu și aici îmi scapă. Ah, ce lapsus am. Și m-am gândit odată să nu, să nu mai scap numele astea. Erau trei voci spectaculoase. Foarte mult am învățat și de, și de acolo despre radio care înseamnă Women Oriented. Primul nostru șef a fost Tony de la... De la Zoo. De la Zoo. Care am construit un radio ce avea, avea reale șanse. Alții n-au avut încredere în el. Și Tony construiește acum la Zoo exact ce gândeam noi acum foarte mulți ani. Noi, în sensul de el și doi triplici de la, de la Timișoara. Iar noi am luat tot ce am învățat și de la Tony, și de la Mihai Moș, prietenul nostru, și de la... diversi oameni care au trecut prin, prin mediul ăsta de radio, am luat tot ce am aplicat în TV. Nu, de aia ne iese, că noi am aplicat radio în TV și nu invers. Da, ceea ce mi se pare foarte tare chestia asta, pentru că într-adevăr era vorba aia că bă, dacă poți să te descurci la radio și dacă poți să umpli și să transmiți fără a te ajuta de imagini, cu siguranță pe TV îți va fi mult mai simplu dacă respecti rigorile respective. Da, acum sunt și... Nici asta nu e pentru toată lumea. Adică sunt oameni de TV care nu sunt în stare să facă radio de nicio culoare și nu le iese de nicio culoare și n-au ce să caute acolo, și sunt oameni de radio care, deși au încercat de-a lungul timpului, nu pot cu TV-ul ăsta, că îți mai trebuie ceva, știi? La fiecare dintre ele îți trebuie ceva. Tu asculți radio acum? Da, sigur că da. Și ce asculți în general? Ascult dimineața... Am rutina mea, Europa FM, Rock FM, Radio România, până ajung, și iar radiourile, hit radio-urile așa, zap, țac, 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 ei n-au, formațiile ei ajung, pornește, sau cum să spun, motorașele pornesc pe când eu sunt deja la, la studio și trebuie să mă pregătesc pentru emisiunea ce îi mai prind pe podcast-uri după aia sau pe... Sau pe YouTube, dar ascultă pentru că mă interesează fenomenul. Nu este mai bun în radio decât în TV. Noi știm mai multă teorie de radio decât teorie de TV. Pentru că asta am învățat, asta am asimilat, asta am devorat. Aveam cu Mihai, cu omul care ne-a angajat la Timișoara și prietenul nostru, aveam un serviciu de radio prep, adică noi traduceam chestii de afară și le vindeam prin București la niște oameni care nici acum nu recunosc că, da, cumpărau de la mine. Făceam o grămadă de bani. Vezi că nici povestea asta nu avem, că eram sărași, vai, mama noastră, tundeam garduri, dădeam cu mătura, lucram în bar noaptea și că noi am făcut tot timpul chestii care să ne aducă niște venituri. Nu credeam că omul de media trebuie să fie unul care să mănânce din pungă și stixuri și iaurturi. Totdeauna am tins pe modelul ăla italienesc, asta l-aveam, așa am învățat și italiană. Dani vorbește foarte bine, conversațional, se descurcă în orice zona Italiei. Eu cu vorbitul mai greu, dar de înțeles, înțeleg, pentru că noi asta am făcut. Am tocat în sculare și în culcare mediasetul Berlusconi. Știam exact care, cum, ce, până și cântecelele le știam cap cu ade genericele de emisiuni. De-aia Neața este singura emisiune care a venit cu genericul gata făcut și video și audio, dar mai ales audio. Și de-aia se cheamă Răzvan și Dani și Dani și Răzvan. Da, da, asta o povestise și el, pentru că sună mult mai bine Răzvan și Dani. Se termină în vocală. Și atunci la N era o, trebuia să fie o chestie nazală. Răzvan sună așa, căbuță, da, da. Și ascult radio, din păcate, nu... S-a întors Exarhu și face o treabă minunată, Răzvan Exarhu. Este ce știam eu că trebuie să fie un air personality, adică ăla care influencerul de astăzi. Ăsta era omul de radio înainte. Când se trăgeau mașinile pe dreapta și se asculta 13-14 cu Andrei Gheorghe până la final. Nu știu, dar nu cred că ai prins vremurile alea dacă zici că ești născut în... Doamne ferește. L-am prins pe Andrei Gheorghe, dar nu la 13-14. L-am prins când revenise la Pro FM. Nu, no, da, aia trebuia să prind. Și am ajuns eu la Pro FM fix în luna în care el a decedat. Da, nu, 13-14, aia era întâmplarea cu Dobrovolski de dimineață, cu Exarhu, cu Strătulă, cu erau niște voci. Noi nu prindeam radio la
n-aveam rețele naționale la Timișoara, erau numai radiouri locale și cred că, mă rog, și Radio România și cred că cred că era 21, dar 21 era destul de timid pe vremea aia. Și atunci Pro FM-ul aveam o colegă din Hunedoara și când mergea acasă Crista, o puneam să ne registreze diverse emisiuni. Ok. Cu Șnebli, cu Vlad Craioveanu era atunci, făcea matinalul cu Dobro, cu Andrei Gheorghe 13-14, aveam tone de casete și le ascultam și de acolo învățam cum e cadența, cum merge. Noi ascultam și afară ce primeam pe discuri, eram un radio foarte mare în vest, vorbim de era de dinainte de internet, adică era Yahoo până anul 2 când am început noi la Timișoara și avea trei chestii, entertainment, sport și mai nu știu ce, adică nu erau motoare de căutare. Google a venit mult mai târziu. Puteam să scriu radio show și ăla să-mi dea ceva, iar audio era un dezastru, nu primeam nimic. Primeam de afară niște discuri. Noi am învățat prin, cum învață un copil, mimetic, prin imitare. Am imitat pe ăla, l-am imitat pe ăla, la un moment dat vorbeam, aveam un coleg la Reșița care îl imita unul la unul pe Răzvan Popescu. Bă, leșinam, că el are cadența pe care o are și acum, dar o avea, na, pe vremea aia era ceva, nu vorbea nimeni ca el, știi? Da, da. Vocile, îți dădeai seama cine e la microfon după cum fraza. Pentru că pe vremea aia noi nu intram, cum să spun, fără ceva scris. Toată intervenția era scrisă. Știam și ce piesă băgăm după aia. Nu exista să nu avem o fișă în față. Câteva idei așa să ne punctăm. Nu. Asta e bună dimineața, este ora 7. Ok. Totul era scris. Pentru că cea mai bună improvizație aia e scrisă. Și în momentul în care ai baza, poți să improvizezi. Dacă n-ai baza, nu poți să improvizezi. Nu poți să închizi microfonul, că de-aia ne place nouă live-ul și să zici, mamă, de ce n-ai să mă pe aia? Că ce bine să legă, acum a trecut. S-a dus, nu mai dai. Nu mai dai. Da, panciul, da. Îl dai atunci, dacă l-ai. Dacă nu l-aveai scris. Și asta se întâmpla cu dezvoltarea personalităților. Air personality-ul ăsta, vedeta de radio, pe care n-au rămas foarte mulți. Păi acum sunt din ce în ce mai puțini. Dacă vrei să mă întrebi pe mine, nu știu, în afară de Buzdugan și Morar și Popescu, nu prea îmi vine în minte niciun exemplu de genul ăsta. Eu ascult foarte mult știri, ascult mult Europa, mult Digi, îmi place foarte mult ce face Striblea, de exemplu, la Europa FM. Îmi plăcea într-un timp Mândruță până să apuce să certe cu ascultătorii pe la Digi și atunci am mai enervat și am schimbat. Plus că era și la oră cu Popescu și îmi plăcea mult mai mult Popescu. Ăla e un alt gen de radio, ăla e un talk radio. Nu poți să compari hit-ul cu un hit radio cu un adult contemporary, sau nu poți să compari un talk radio cu radio național, care e așa câte un pic din fiecare. Per ansamblu, ce îmi lipsește mie în radio este aia, zvâcul ăla. De la acum mai nou și mai vechi, Exarhul, știi? Adică zicerile alea, vorbele alea care rămân în spatele lui. Spor la cafeluță e a lui. Da. Așa cum să-ți fac o aroganță e a lui Gigi Becali. Aveți lumea, uită sau nici n-a știut odată. După ce i-a turnat lui Huidu un pahar de vin în cap la Meriot, el a vrut să zică, căuta un cuvânt, nea Gigi, și zicea, am vrut să-i fac o de-asta. Nu știu, cred că la ironie, la pamflet, la să gândea el la ceva și n-a știut și noi a venit și a venit aroganță. Fac o aroganță. Și a rămas. Și lumea o folosește așa. Ce faci, mă? Fac o aroganță ăsta. Punește de la Nea Gigi la un incident nefericit la Meriot. Am nevoie de ăștia, știi, să se aducă, să se întoarcă și să apese, că pe chestia asta cu aroganța, pentru că și a pățit-o el, a apăsat Huidu, știi? Și de la Huidu au rămas o grămadă de vorbe, de la Cârcotaș, știi? Rușinică a rămas de la ei. Rușinică. Rușinică. Top, rușinică. Și a rămas de la ei. Și an de zile s-a zis rușinică. La greu. De la Buzdugan a rămas Caterinca cu Budincă. A zis-o... Asta face radio, știi? Prin repetiție creează în vorbirea colocvială niște paternuri de genul ăsta. Răzvan s-a întors
în vremea aia, în zona aia și nu pare deloc plictisit, ba din contră, se vede că îi place ce face. Lucrurile s-au schimbat pentru că acum și cifrele o arată că are un succes fulminant. Ai văzut ce înseamnă că a depășit postul mama al trustului. De mult timp. Matinalul de la Rock e mult peste Kiss, pe București, pe Comercial, de mult, de niște ani deja. Astea sunt niște... îmi plăcea radio și pentru că îți dădea, cum să spun, liniștea aia de a construi. TV-ul nu îți dă liniște de a construi, pentru că eu a doua zi la 9:30 vând ce a făcut Cozi în urmă. Exact, da. Și pe genul, n-ai timp să stai, să vedem, să poate facem o mare festival unde ne duci, poate construim aici, uite, suntem mai așa, mai cu voci groase, mai cu bărbați care... N-ai timp, trebuie să faci acum ceva. Mm-hmm. Dacă o săptămână o ții cu... aburel de genul ăsta, nu te duci niciunde. Radio ai două studii pan sau câte sunt. Două, da, da. Care sunt mai... Trei, nu, trei. Ai mai septembrie și cu ianuarie. Nu se face, dar e un studiu de awareness. Da. Adică ce radio ascultați, cam când ascultați. Nu e... N-ai un butonaș pe care să apeși ca la TV, știi, să zici, uite cât suntem. Să ai un people metru în spatele radioului. Sunt țări în Europa unde există așa ceva, știi, cred că în Elveția. Bine, și nici nu prea cred în treaba asta. Adică în chestia asta cu sondarea la radio nu cred absolut deloc. Mi se pare o chestie sinistră, mai ales că se face doar pe telefon fix. Nu știu cum au făcut în ultima perioadă. Cred că se face și face-to-face, nu? Door-to-door, nu? Nu, din câte știu, adică asta citeam notă de subsol la fiecare studiu de ăsta de piață al audienței, al audiențelor, vedeam că era acolo o notă informativă, că domnule, că s-a realizat acest studiu pe un eșantion de nu știu câte persoane, cel mai multe ori 1000. Nu știu, ideea telefonic. E că e un studiu de awareness. Uh-huh. Neputând să vezi, când merg la lucru, când ascultați, când mergeți la, pe între 7 și 7:45. Și ce ascultați? Păi în ordinea asta, știi? Și de-aia toate campaniile de marketing se duc spre un awareness cât mai mare. Ce radio ascultați, ascult radio-ul. Pe așa, știi? De exemplu, pot să trag și o concluzie după discuția asta cu tine, pot să zic că domnule Răzvan Simion cel mai des ascultă Rock FM. Și dacă eu am intervievat o singură persoană pe subiectul ăsta din redacția Răzvan și Dani, Neața, pot să trag concluzia și să o afișez undeva public, domne, toți aia de la Neața dimineața ascultă Rock FM. Da, s-ar putea, dar asta nu e sociologie, nu e studiu sociologic, nu e studiu de impact, nu e niciun studiu. E aroganță. Faci o aroganță. Nu, dar, cum să spun... În lunile alea postul poate să aibă ups and downs. Uh-huh. La noi nu merge cu... A doua zi te-a taxat. Și de asta și zboară foarte multe producții TV foarte repede. De aia nimeni n-are răbdare să construiască cum se construiește la radio. De aia se consumă foarte tare. Publicul român este un public care te slăiește, care te consumă, care dacă nu ești atent, suge tot de la tine, ca informație, ca vibe, și te-a lăsat acolo, te schimbă, nu știu, domne, nu mai, altceva, dă-ne ceva nou. Gândește-te că o țară care are 350 de milioane piață de publicitate, doar 350 de milioane, că Ungaria a ajuns la 1 miliard de ceva timp. Sper să nu greșesc acum și să spun bălării, dar știu că cam acolo, 340, 70 a fost, da. Puțin. Da? Foarte extrem puțin, de da. Puțin la câte sunt acolo. O țară de genul ăsta are toate marile producții de afară. Mm-hmm. Au X Factor, au Asia Express, au asta, Insula Iubirii, Malantena, nu? Burlacu am avut. Te cunosc de undeva, mă rog, e un format, e cu bani. Mm-hmm. O grămadă, toate alea de le făcea Negru la noi erau plătite. Vocea în partea elaltă, Superstar, Survivor, astea toate sunt formate mari. Ne lipsește Big Brother-ul, care nu prea mai merge nici afară, că au venit variantele astea alte și ce, nu știu, ce ai văzut afară și n-avem noi aici. Bă, nu știu, n-am avut ăsta, Idol, n-am avut niciodată. Păi n-am avut că e o licență foarte scumpă și licența care se poate bate de la egal la egal cu X-Factor-ul este vocea. Așa a făcut-o Endemol, ca să se bată cu X-Factor-ul făcut de ăștia lui Cowell. Da. De Fremantle. Da. Idol-ul a fost făcut împreună cu Simon Cowell, nu o să ia nimeni, nu o să vezi niciodată Idol-ul că se bate cu... Mm-hmm. Dar a fost o variantă de Idol Superstar anul trecut.
la pro. Așa, da, superstarul poți să-i zici pe că piața e... asta amărâtă, am avut toate producțiile pentru că da, consumatorul, noi am învățat foarte repede. România am învățat foarte repede. TV, consum și producție. Și am văzut oameni care au venit și au rămas uimiți și au zis, domnule, dar cum v-ați descurcat dacă voi aveți 2 ore de program vai și amar pe zi, cum ați învățat toate lucrurile astea? Cum a ajuns Lazarov, guru televiziunilor în Spania și în Italia? Și cum a pornit? De unde a pornit? Îi se datorează și lui foarte mult, a dus aici chestii. Și au învățat, ne adaptăm, învățăm foarte repede. Pe de altă parte, vezi că există niște formate din care în continuare prind foarte puternic și aici mă uitam chiar înainte de război, mă uitam și la ruși. Aveau nea, Ivan Urgant, era la televiziune de stat și avea late night show, cred că încă l-are, nu știu de ce tot zic că avea, că mă uitam eu atunci și m-am uitat de vreo 4 luni din orgoliu, așa că m-am enervat. Dar îl studiam, deși nu prea înțelegeam limba, căutam tot soi de translator și tot soi de chestii de astea, pentru că mi se părea absolut extraordinară valoarea de piață pe care o aducea în programul lui. Veneau invitați precum Floyd Mayweather, Jackie Chan, Will Smith și show era un Jimmy Fallon one-on-one. Păi adică da, nu da, era pentru nicio... că piața din Rusia... E mult mai mare, sigur că da. Nu că era mare, era huge. Și nu vorbim de războiul de acum, ci vorbim de anexarea Crimeei din 2014. Atunci a căzut piața de acolo. Uh-huh. Am prieteni care vindeau, care vând filme pentru televiziune și pentru VOD. Dacă un film în Europa, în Polonia, de exemplu, se vindea cu 100.000 RAR Iran, adică reluare, difuzare, primă difuzare și așa, în Rusia era minimum 1.000.000 același film. Și vorbim doar de Rusia, nu vorbim și de Ucraina, de Belarus și de alte... Vorbim de Moscova. Da? Okay. Piața este huge. Piața de... Normal că când scoteau James Bond-ul, vizau China și Rusia. Piață extrem de mare, consumatori foarte mulți, bani de publicitate foarte mulți. Normal că veneau oamenii acolo, dar la noi ce să îi fac? Dar de ce crezi că a dispărut complet din prime time conceptul ăsta de late night show? Pentru că și Capatos a ajuns pe antena Stars pentru că nu mai performa aproape deloc pe antena 1, că publicul practic nu mai dorea chestia asta. Adică nu e vina lui Capatos aici, sub nicio formă. E același motiv pentru care în următorul an o să dispară aproape complet podcasturile. Scuze-mă că o să te dezamăgesc. Eu nici nu mi-am făcut vreodată calcul în legătură cu treaba asta. Pentru că sunt foarte puțini oameni pe care îi poți invita. Lista este extrem de scurtă. Ca să faci un late night de calibru Jimmy Fallon, vezi că noi toți țintim acolo, nu ne ducem mai jos, nici n-ai unde să te duci mai jos. Dar și dacă te duci în Europa, e aceeași mâncare de pește. Nu poți să faci cu aceiași 40 de oameni care zic, care se plimbă la toate podcasturile, la toate emisiunile, spunând exact aceleași lucruri, inventând niște povești, că nu au povești. Nu li se întâmplă lucruri. Și e normal să nu se întâmple lucruri dacă eu am un invitat și de 4-5 ori pe an. Și câte să... Ce să-mi spună? Câte să facă și el? Vine Tom Cruise acum, că s-a lansat Maverick și face niște nebunii cu James Gordon, că ei se înțeleg. Ai văzut ăla cu avioanele? Da, da, ei sunt prieteni de pe vremea când făceau dudele astea, ăla nu era venit în America, le făcea în UK. Sunt oameni cu povești, se stă la coadă, se vorbește cu PR-ul, ești pe o listă de așteptare, stai tată, nu așa, că ea vin din toată lumea. După Eurovisionul cu, ia uite ce lapsus am, asta mică de cânta eu de la... Aoleu, când s-a întâmplat asta? Cu 2 ani, nu? Nu, acum 2 ani am avut Eurovision. Ilinca, da? Ea era pe lista de așteptare la Jimmy Fallon și știu de la oamenii care se ocupau de ea. Okay. Și din lista mare a ajuns pe lista scurtă și erau toți în al 9-lea cer și a venit un telefon cu 3 săptămâni înainte, s-a schimbat schimbarea, nu, scuzese unul ceva mai interesant. Și te trag pe dreapta. Acolo invers, PR-ul știe cu 6 luni înainte și vine și te roagă să-l primești pe ăla dacă nu cumva sunt pe bani. Dacă nu cumva televiziunea ta la... Așa e și producătorul de la Frozen, cum este Good Morning America. Au făcut o lansare pe care te invit să o vezi pe YouTube. E de referință pentru emisiunile de matinal live. Noi toți tindem spre asta. Nu,
nu putem, repet, 350 în parte la jumate, că noi avem 50% brutul, 50% și restul, știi, sau, bat, noi împreună rămâne, strângem, da, 50%, 60% chiar din piață. Cel puțin dimineața, da. Păi nu dimineața, cu tot. Uite-te pe cifrele de anul trecut. Și restul de televiziune trebuie să trăiască din firmiturile alea. Mm-hmm. Dacă suntem și cu mai multe canale de televiziune, cum suntem, cum e grupul Intact și Pro, s-a terminat. Ce să compari? Pe cine să aduni? Să aduci? Să ce? Când ai pirateria în floare, inclusiv cu video on demand ăsta, ce platforma asta de streaming. Mm-hmm. Pe cine să-ți vină aici? Bine, aici, na, bă, și aici o discuție complicată, pentru că mi se pare că sunt o grămadă de personalități care ar putea să livreze, și nu mă refer neapărat în cadrul unui late night show, pentru că până la urmă urmei și Neața a născut vedete. Știu, dar n-a fost ușor din prima. A fost, ne-am impus și pentru că n-am făcut foarte multe compromisuri, noi am făcut atâta cât să mănânci o broască răioasă la mic dejun, cum se zice, ca să lucrez în televiziune. Mm-hmm. Dar n-am făcut compromisul ăla mare să ne mânjim. Da, chiar, da, da. Chiar dacă în perioada aia ne mergea rău. Și au fost oameni care au avut încredere în noi și au zis lasă-i curați. Că riscul, după cum ți-am zis, nimeni nu așteaptă în televiziune. Fă ceva, că ai cifrele astea. Dar am avut un sezon, din ăștia 14 ani, un sezon a fost ceva îngrozitor. La care te referi? Acum foarte mulți ani. Se schimbau valorile, apăreau duduile astea botoxate, circul vindea la televizor, noi n-am avut. Am avut pe canapea oameni care erau în plin proces de divorț și noi n-am zis nimic. Mm-hmm. Am vorbit doar despre altceva. Am avut, nu o să găsești zoaie la noi. N-o să vezi. La noi a fost așa, despre viață pur și simplu. Dacă se regăsește cineva în discursul nostru, noi suntem câștigați. Iată că se regăsesc foarte mulți. Au problemele noastre, au bucuriile noastre, au gândurile noastre. Se uită să vadă ce mai gătește Nicolae sau Radu sau ce mai gătește Vlăduț, că le dăm idei. Se uită la transmisiunea lui Marian Duță, tot așa, că află de locuri interesante, de oameni mișto, totul la distanță de un search. Știi? Se uită la medici, la psihologi, avem acum trainer, tot felul de oameni care într-adevăr au fost sau sunt construiți de noi, dar în direcția asta. Știi? Dacă mi-a altcineva, mi strică, îi adaugă ce nu trebuie, altoiește altfel. Da, mi-e vin o grămadă de idei de astea sau o grămadă de exemple în discuția asta de oameni care au apărut prima dată la Neața și care acum sunt de sine stătători foarte atractivi pentru public. Și Oprișan, de exemplu, e exact același pattern. Un om care era foarte amuzant la Neața și care ulterior, apropo de curentul ăsta al podcasturilor, lui i-a prins absolut senzațional chestia asta, pentru că l-a pus într-o lumină în care el avea și timp. Știi că la Neața nu poți să-i lași 4 ore la Oprișan să facă ce face aici. Deși s-a mai întâmplat, am mai avut momente când chiar, uite, de exemplu, la cele 3 zile de doliu, când majestatea sa a plecat și am... La zi de doliu național nu ne-am prea, cred că nu ne-am confruntat niciodată cu așa ceva, nu aveai voie să cânți, nu aveai voie să nimic. Și am stat eu cu Oprișan și cu încă doi istorici, am vorbit ore întregi, ore, trei zile, că așa a picat miercuri, joi și vineri. Nu a mai fost perioada aia, colectivul. Da, se simte foarte bine în zona asta de podcast, este extrem de ofertant, Bobo l-a descoperit, care Bobo întâi a fost la noi. Bobo a fost vărut de la Giurgen, de la Neața. Așa, da, da. Și aveam toate poveștile din lume. E o lume frumoasă uneori de mucava. Ți se cer lucruri, chiar dacă sunt oameni. Dacă eu aș face emisiuni cu oameni pe care îi cred eu capabil să duc o discuție, aș pleca după 2 săptămâni, că nu funcționează pe TV, nu funcționează nici pe podcasturi, că m-am tot uitat să văd cifre cu diversi oameni pe care eu îi apreciez, care au un discurs excelent, care au o logică de netăgăduit. Nu funcționează tot timpul. Se va nișa. Și cred că există o nevoie acum în zona asta de podcasturi de nișare, de educațional, de bă, vreau să fac doar pentru ăștia, nu știu, care se pricep la radio și TV. Și atunci intrăm în amănunte, știi? Ca să nu plictisim pe ceilalți care vor
despre mine. Eu am vrut să spun la telefon, nu mă chema că nu-ți fac vizualizări, că nu sunt genul. Adică foarte rar se întâmplă să zic vreo chestie să rămâi baf, știi? Există niște lucruri pe care eu le-am experimentat în timpul ăsta. Vreau să fiu cât se poate de sincer. În primul și în primul rând, podcastul și diversitatea invitaților mei vreau să fie un element care să-mi demonstreze mie mai întâi de toate și în al doilea rând și în piață plurivalența, adică pot să duc o discuție și să fie mega show cu Jador și să râdem aici sau cu Augustin Viziru despre cămătari și așa mai departe și în același timp am putut să fac la un moment dat tot un pariu, am zis băieților, zic bă, vreau să-l chem neapărat pe Alex Nedea, vreau să fac o discuție cu el, să vedem ce se întâmplă. Într-adevăr, podcastul era mort, avea 10.000 de vizualizări în 6 luni. Și podcast cu informații foarte valoroase, cel puțin din punctul meu de vedere. Și s-a întâmplat ca în 2 săptămâni de Crăciun să sară de la 10.000 la 70 ceva de mii de vizualizări. Pentru că aici e avantajul foarte mare al online-ului față de TV. Apropo de ce spuneai tu cu faptul că totul e live și dacă n-ai dat atunci, dacă n-ai dat punchline-ul atunci, dacă a doua zi se vede rezultatul, nu prea există răbdare. Aici, până la urmă, chestiile alea rămân ca într-un portofoliu și dacă cineva după ce, nu știu, după ce vede podcastul cu Oprișan, se gândește, să vedem, bă, domnule, ia Răzvan Simeon ce a zis aici. Pentru că era limpede că discuția asta de aici, pentru mine trebuia să nu semene aproape deloc cu nicio discuție pe care tu ai avut-o la Bobonete sau la Gojira sau pe unde ai mai fost tu pe alte podcasturi. Băi, n-am prea fost. Am fost la Damian, pardon. La Bobo și la Damian și așa. Am făcut la Gojira Dani a fost, dar după mine, după ce a fost la mine. Am făcut un podcast cu părintele Visarion Alexa ca, mă rog, i-am întors favoarea că nea lui mai venea pe la noi și uite așa, nu sunt un fan al genului. Eu sunt, probabil ți-a zis și Dani, că eu sunt ăla că trebuie să am fișe, trebuie să știu lucrurile de dinainte, vreau să-mi dai întrebările, nu ți le-am cerut, pentru că mă gândeam eu că nu, și dacă pot să mă eschivez, chiar dacă e după emisiune, când tragem zi e după emisiune și sunt un pic abulic. Da, ați avut pauză de masă. De-aia am și pierd ideea. Da, am mâncat în picioare așa cum mâncam după fiecare emisiune. Și asta e o chestie, știi, care ne unește. Nu mâncăm tot timpul aceiași oameni. Unii mai așa, alții sunt mai sclifosiți, unii sunt mai pe cărniță de porc, alții pe pui. Nicolae ne împacă cumva pe toți, unul face un desert mai bun. Nu știu ce-ți povesteam. Spuneam așa că eu sunt convins că dacă nu se vor, nici vor dispărea mare parte din podcasturile astea și probabil vor apărea altele. A fost o nevoie a izolării sublinită. În continuare mi-e ciudă pentru că înainte să apară orice fel de podcast, prietenul meu Cristi Ochiu, pe care probabil îl cunoști, mi-a zis fă-ți mă o chestie de genul ăsta, tocmai din ideea asta polivalenței, și eu asta n-am vrut. Și am zis bă, sunt mainstream 4 ore pe zi, nu mai vreau să fiu mainstream. Vreau, dacă fac ceva, să fac, nu știu, dezvoltare personală. Nu știu ce mă preocupă pe mine la modul ăsta, dar atunci nu mi-aș fi scos nici costurile de realizare și n-am mai vrut să vin cu bani de acasă, drept să spun. Plus că eu am și eu o lene de asta care e tipică și pe care eu o maschez sub de-astea, joie de vivre. Mie îmi place ca dacă tot câștig suficient cât să am o viață ultra bună, super bună, să nici nu mă spetesc cu muncă. Știi cum zicea Horațiu Mălele, că munca n-a omorât pe nimeni, dar de ce să riscăm? Mie nu mi se pare că trebuie să mă... De-abia m-am vindecat de rănile pe care le avem noi toți și care pornesc de la expresii cum ar fi banii se câștigă greu. Nu e adevărat. Banii se pot câștiga și foarte ușor. Da. Nu furând. Sigur. Dar da. Poți să-i... Adică eu am un principiu, că dacă muncești, n-ai timp să faci bani. Când mai e timp să faci bani dacă toată ziua muncești? Asta, mărginea nu m-a învățat să zic prostia asta. Dar cumva, mascând cu lucrurile astea, eu am o viață foarte frumoasă. Pentru că îți place ce faci. Pentru că îmi place ce fac. Pentru că sunt între norocoșii care câștigă bani din lucrurile ce îi fac plăcere. Și nu merge la lucru cu o corvoadă, ci merge... Eu mă grăbesc câteodată, dacă am o dudă să le-o zic și nu le-o zic pe grup, pe WhatsApp, mă duc mai devreme să povestesc, că știu că lunea, miercurea și vinerea e și Oprișan și facem mișto de el total, mai avem... Eu mă bucur că mă duc la lucru.
Mm-hmm. Uneori mă enervez că na, suntem toți cu viețile noastre și poate o întindem prea devreme. Dar eu fac lucrurile de-mi plac. Locuiesc cu cineva care îmi umple toate golurile emoționale pe care le-aș fi putut avea. Și am timp să mă bucur de copiii mei și de noua relație pe care o am cu copiii mei, că și asta s-a schimbat, să mă bucur de o plecare inopinantă la Istanbul. Poate vreau să mănânc niște, am niște scoici în alea cu orez, îmi plac mie foarte tare, la Ahmed the Sultan of Muscles. Mm-hmm. Poate vreau să mă urc în avion și să plec. Am disponibilitatea financiară să o fac, dar am și timpul să o fac, adică nu mi-am luat prea multe în cărcă, dar e perfect. Vin de la Verona acum. Am avut două zile de arena din Verona, care este o chestie fabuloasă, unde se cânte fără sonorizare. Este super, da. Este o arenă mai veche decât Coloseumul, dar este funcțională. Mm. În totalitate. A avut Andreea Boceri niște cântări acolo. Cântări, concerte, iertați-mă, domnul Andreea Boceri, că dumneavoastră nu aveți cântări. Spectacole se cheamă. Spectacole, da. Spectacole, ca să nu se supere. Și nu se cheamă antrenamente, se cheamă studiu, știi, la muzice. Da. Am avut Carmen și am avut Aida sâmbătă. Fabulos, senzațional, o altă energie. Eu mă bucur de lucrurile astea, eu mă încarc cu lucrurile astea. Îmi place să mănânc lucruri bune, îmi place să beau un vin bun, îmi place să beau o cafea bună, îmi place să mă răsfăț. Și să consider asta ca o investiție în mine. Într-o perioadă de criză, cam asta se... Îmi place să fac un abonament la un masterclass și să mă bucur de niște lucruri care cumva nu intră, mă întreabă lumea, doamne, de ce ții minte prostiile astea, că nu e, și tu l-ai întrebat pe Oprișan, pentru că viața e mai frumoasă așa. Mm. Atunci deci când... nu ții minte absolut orice lucru de asta, adică am ținut minte că, na, dacă vrei să dau exemple de astea cretine care mi-e vin în cap, ții minte că la un moment dat ne-am văzut la o petrecere, când te-am și cunoscut în carne și oase, și ai zis că era un detaliu de ăla, că ai dormit până la 9 seara și a plecase Lidia să-ți ia țigări. Adică ții minte orice căcat de genul ăsta, orice lucru care ar putea să fie insignifiant, nu, dacă eu îi dau o valoare de aia, de reper în timp, știi? Da, și pentru că e bine de la o vârstă să ții minte pașii ăștia, ca să știi să te și întorci acasă, știi? Adică am făcut stânga. Nu, dar ții minte chestiuni care nu au legătură poate cu activitatea mea, dar pentru că și eu mi-am dorit să fiu, cum ai zis tu, polivalent și să pot să port o discuție și despre istorie, dar și despre parenting cu cineva, am tot felul de noțiuni pe care le asimilez. Acum am început să mai renunț la ele, cum încep să mai renunț și la obiecte, știi, să nu mă mai atașez așa de ele și să le trec la consumabile, știi. Un costum de haine, o pereche de pantofi, nu mai atașez, că înainte mă nu renunțam, le purtam de, știi, le zăpăceam, le puneam. Aveai momente de alea când îți luai o pereche nouă de încălțări și le purtai efectiv numai pe alea? Băi, nu, că mi-a plăcut să fiu... Mi-a plăcut să fiu diversificat. Galant de mic, așa. Nu tot timpul am investit în mine. Dar când mă opream în a mai investi în alții și investeam în mine, mi ieșeau chestii mișto. Spuneam că liniștea asta am căpătat-o și din faptul că nu mă spetesc. Uh-huh. Nu mă opintesc. Pentru că sensul vieții nu cred că e veșnic în a acumula. Pe asta se bazează și societatea mercantilă, că ei sunt convinși că te-au croit în așa fel și le-a ieșit foarte bine, încât să-ți dorești tot timpul mai mult, să-ți pui alte targeturi ca dovada dezvoltării tale. Dom'le, acum că ți-ai luat o casă, e timpul să-ți iei o casă mai mare. Acum că ai făcut un copil, trebuie să mai faci un copil. Vacanța asta din Seychelles e bună, dar ți-ar mai trebui încă două în Bora Bora ca să compenseze. De ce? E la fel. Eu m-am plictisit de moarte în Seychelles. Vorbeam cu Delia, care zicea, ce nu-ți place? Păi nu-mi place, că e un fel de Mauritius mai spălat și mai puțin plicticos decât Maldive. După ce le vezi, îți dai seama că nu acolo e interesant. Sigur, dacă nu ai cei care se uită, o să spună, păi normal, dacă l-ai făcut, normal că ia uite și la asta. E adevărat. Depinde care este ținta ta și unde tinzi să ajungi. Dacă începi să te împaci cu tine și să înțelegi că nu e despre asta, poți să faci lucrul ăsta. Dar până să te împaci cu tine, uite, trebuie să 9 to 5, trebuie să răspunzi la niște chestii
la care ai fost sau pentru care ai fost programat, din păcate. Și că frica cea mai mare nu e aia de moarte, e frica de sărăcie. Mm-hmm. Noi ne zbatem în toată viața asta ca să evităm o frică ce este în oasele noastre și a fost și împinsă încet încet de familiile noastre, care poate nu tot timpul au reușit. Da, da. Frica de a rămâne într-o zi sărac. Și dacă ai, știi că acolo că se accentuează mai tare. Mm-hmm. Sau se accentuează nu mai tare. Când ai. Bă, da, mâine dacă n-ai. Iar dacă mă întorc, ce? Dacă o iau de la capăt, ce? Nu sunt suma experiențelor negative? Nu s-ar putea la un moment dat să primești și lecția asta? Da, cred că relaxarea asta psihică, cel puțin în raport cu sărăcia și cu fricile care ne ghidează viața de cele mai multe ori, vine la pachet cu momentul în care conștientizezi că, domnule, practic bogăția aia reală e capacitatea ta de a te reinventa oricând, de a face oricând, de a reuși să restabilești echilibru economic pe care îl vizezi și așa mai departe. Pentru că, da, într-adevăr, la oamenilor care și-au depășit foarte mult condiția, le apare gândul ăsta în cap. Zic, doamne, stai puțin, și dacă mă întorc în perioada respectivă? Și gândul ăla îi blochează. Eu am observat chestia asta și la mine de foarte multe ori. Pentru că dacă aveam câte o realizare ceva când vorbeam cu ai mei, ei mi-au spus tot timpul, acum ai grijă să nu mai ajungi cum erai acum 6 luni când nu mai aveai niciun ban. Sau orice lucru de genul ăsta. Mm-hmm. Și dacă e o realizare profesională. Lucrul ăsta s-a întâmplat și de la școală. Și de acasă, dar și de la școală. La școală se spunea, să pui mâna, să înveți, că să ajungi la curuvacii, nu? Așa ni se, mm-hmm. ni se spunea. Și că fără școală și fără multă muncă, nu... Acum sunt tot felul de exemplu de niște, dar ies numai unii. Da, te pregătești pentru lucruri, dar când ai ajuns, care e limita ta și de unde începi să trăiești? De la câți bani pe lună? Știi că se zice, e atât de sărac că are numai bani. Uh-huh. E sărac, dar are numai bani. Atât. N-are nimic, n-are experiențe. Eu consider că aș fi sărac dacă n-aș avea experiență, dacă nu m-aș bucura de o piesă de teatru, dacă nu m-aș bucura de prieteni, dacă nu m-aș bucura de... un vârf de munte sau de un mal de ocean. Mm-hmm. Cred că atunci aș fi într-adevăr sărac. Dacă n-aș avea timp pentru pasiunile mele, dacă n-aș avea timp să citesc, dacă n-aș avea timp să mă uit la filme, am învățat să nici nu mai cer de la oameni din jurul meu să-mi facă pe plac așa cum am învățat să nu le mai fac eu lor pe plac. Mm-hmm. Știi că înainte eram, deși sunt un tip, sau nu, tocmai pentru că sunt un tip mainstream și tot ce am construit pe media, am construit pe mainstream, pe masă, dar nu pe, n-am fost nici așa niciodată, nu sunt Cătălin Ștefănescu, să fiu garantat 100%. Sufeream foarte tare când nu mă plăcea cineva, când știam că nu mă place cineva. Și atunci, cum există vorba asta în economia de azi, cheltuiam bani pe care nu îi aveam ca să impresionez oameni care nu mă plăceau. Ok. Când am învățat să nu mai fac asta și să-mi fie oarecum indiferent, am fost câștigat, m-am simțit mai bine, am dormit mai bine. N-am, știi? Cuvântul este asertiv. Adică îți spun lucrurile astea ca să nu există dubii. Adică, pățibul că eu vin la podcast. Îmi place ideea de podcast, după cum ți-am zis. Dar fiindcă ești un băiat fain. Acum că mi-ai zis că ești născut în 96, nu te mai consider un băiat fain. Adică fumam deja de 2 ani. Și când am învățat să fiu asertiv și să spun că e ok așa, e ok să nu mă placi, e ok să ai altă opinie decât... E ok să spui despre felul în care mă îmbrac eu urât, e ok să spui... despre mine că nu știu, poate plec prea mult de acasă și îmi neglijez relațiile interpersonale, atât timp cât pe mine nu mă deranjează, eu sunt foarte bine. Dar nu mă deranjează la modul că te rejectez și ca pe vremuri zic, aha, deci era ori te fac să mă placi, ori te scot din lista mea. Acum, pur și simplu, nu sunt foarte interesat de subiect. E că ți-e ok să trăiești cu
treaba asta și nu vrei să o influențezi nici într-un fel, nici în altul. Și mai ales să-ți consumi energie în direcția asta. Despre asta este, despre a consuma energie. În momentul în care tu îți consumi energia încercând să fii plăcut de alții, ajutându-i pe alții care nu ți-au cerut nici măcar ajutor, înmagazinând în tine frustrări și povești care nu te privesc, tu vei săpa în tine un hău atât de mare, un gol pe care îl vei simți și vei încerca să-l definești ca fiind anxietate. Sunt anxios, zicea Mark Manson ăsta. Că suntem anxioși, tocmai că suntem anxioși. Că noi trăim dramele unora care s-au descărcat de probleme, ți le-au făcut ghemți, le-au pus în mijlocul sufragerii și tu te împiedici veșnic de ele. Știi? În momentul în care ești, înțelegi că nu acolo este scopul vieții tale, în părerea celorlalți, noi suntem suma amintirilor noastre. Când plecăm asta, luăm asta, în momentul în care dispare asta, de fapt dispărem noi. Amintirile noastre când dispar, întreba cineva de cum e mai rău, să-ți pierzi toate amintirile sau să ai o infirmitate, Doamne ferește. Mamă, e oribil că mă uit la bunica mea care are Alzheimer. E îngrozitor. Probabil e, nu știu pe nimeni, dar probabil e ceva care te... E mai greu pentru alții, știi? E ca la prostie. Adică e mai greu pentru alții. Dacă ești prost, aia e, dar e mai greu pentru cei din jur. Care e chestia, că dacă ești prost, tu nu o să-ți dai seama că cei din jurul tău suferă din cauza prostiei tale. Pe când la Alzheimer, dacă Alzheimerul în general vine pe fondul oamenilor destul de inteligenți, în momentul în care se întâmplă chestia asta, tu ai așa niște feeling-uri, cum că nimeni nu te mai înțelege. Ai niște feeling-uri de astea care îți dau niște trigăre și stai și te gândești, bă, domnule, dar de ce nu mai vorbește nimeni lucruri importante cu mine? De ce toată lumea îmi pune întrebări? Că bunic meu are momentele ei de luciditate în care mă întreabă, dar ce-mi dai test acum? Zic, da, hai zi, bunică, cum mă cheam pe mine? Te cheamă, măi, cum te chemi? Cum să nu știu? Și atunci, pentru ea e dureros momentul ăla, îmi dau seama că nu e chiar atât de simplu, știi? Nu știu, mi-e greu să mă transpun. N-am un cunoscut, un medic ce a dezvoltat un studiu de 20 de ani tocmai pe zona asta de Alzheimer și are niște scule acum cu care mai aduce din cognitivitate înapoi. E interesant. Pleacă de la angoase, care se duce în anxietate, care se duce în demență, care se duce în depresie, demență, Alzheimer. Adică e tot, știi, am început să vorbim despre ea ca de o boală a secolului. Mă rog, spuneam că suntem suma amintirilor noastre, la fel de bine cum suntem și proiecția, din păcate, în ochii celorlalți, că așa se zice, domne, the beauty is in the eye of the beholder, știi? Adică și frumusețea, dar și noi, construcție, suntem așa cum ne percep ceilalți și cum ne văd ceilalți. Dar de ce trebuie să fii așa? De ce nu mă lași tu pe mine cu amintirile mele? Mm-hmm. De ce pui presiunea asta pe mine? Că de fapt e o presiune ca să nu se uite înspre ei. Povesteam și la Damian în podcast că e momentul în care l-ai pe unul la tocat. Nu te mai uiți la tine. E mai ușor să-l toci pe ăla și să zici că nu am timp să mă uit la mine și să mă psihanalizez, dar ca ăla oricum nu sunt. Ăla e un dobitoc cu un stupid, un prostovan. Prostul face asta, știi? Prostul ăla care stă din profil. Știi cum zice Andrei Pleșu, prostul mineral, știi? Așa. Și ăsta este și sfătos, știi? Tot Andrei Pleșu zice că ăsta îți explică. Deci tu ești venit pe pământul ăsta degeaba și el îți explică cum stă treaba. Și stai să-ți spun. Ăsta e prostul sfătos, știi? Interesant așa, știi, că dacă reușești să te smulgi din lumea asta, sigur, având plasa asta de siguranță și, cum să spun, o zonă materială care îți permite cumva introspecția asta, o să vezi ce zminteale în jurul tău, știi, și ce nebunie și ce mișcarea gândurilor și ideilor și
alergătura asta care de fapt nu duce niciunde. Și cum ea, dacă nu ești atent, ca la un marș din ăsta, ca la un cross, te ia și pe tine dacă ești pe margine mult prea aproape, încercând să le dai par cu apă, știi? Mm-hmm. Și te duci, te trezești după sute de kilometri. Foarte greu să te întorci mai apoi, știi? Dacă ai unde să faci de clicul ăsta, să te rupi nițel și să fii lăsat să crești, este fabulos. Mai ales în lumea asta, în mucavaua asta de se numește showbiz sau media sau spune cum vrei, că nu, eu nu sunt jurnalist, mai aud unii care zic, domne, noi jurnaliști, nu știu, un băiat, nu știu, un actant în showbiz, într-o aripă showbizului, tot busy aici, tot show și tot biz, nu ești jurnalist de investigații, nu ești un tip care își pune probleme reale, care urmărește un subiect un an de zile, nu, faci un zdringhi, zumba, ce? De unde atâta apăsarea universului pe umerii tăi? Știi că tot ai văzut că toți ei suferă, ei sunt acești, vai de mine, fără noi nu, deci noi care suntem în prima linie practic, uite și acum în pandemie, dacă noi nu eram, a scris unul, noi suntem la lucru pentru ca voi să stați acasă, bă, tați să nebunit, era un mașinist la mine la Excel, să știi, noi suntem aici, zicei că el era fila, știi. Avem așa, ducem o greutate de, dar știi, tot de la stupizenia asta cu care suntem. Păi ne-i alimentată până la urmă urmei. Cum? Ne-i alimentată treaba asta până la urmă urmei, pentru că ajungem să ne regăsim și noi în tot soi de povești de astea. Mi se pare că ajunge să fie cool să fii depresiv, că asta presupune să fii oarecum o leacă inteligent, știi? Și atunci poți vii să vorbești când îți depresia aia în continuu. Și asta cu anxietatea la fel mi se pare o treabă pe care nu știu cât de mulți oameni o înțeleg, dar vorbesc despre ea, cu anxietatea în gură în continuu. Și în loc, cred că lucrurile astea de fapt și de drept te îndepărtează de concretul vieții tale și de universul tău real. Eu început acum, sunt într-o zonă de New Age, toți meditează, toate nebunele meditează dimineața la 6 în cadă, se conectează, își desfundă chakrele pe unde apucă, au un duhovnic, acum toate sunt într-o zonă credinței, nu înțelegem noi, nu știm exact cum e cu, are pe cineva la, am fost la Atos, pe aici femeie, cam cum ai urcat la Atos. am mai auzit cazuri, dar sunt chestii care mă bucură și chestii care nu mă bucură. Mă bucură faptul că putem să vorbim de terapie, de theta healing, de chiar și de șamanism, de creștinism și de, iată, suferințele astea ale omului modern, anxietate, depresie. Spune-i cum vrei. După perioada asta de pandemie putem să vorbim liber, că au văzut oamenii că de fapt e ok să vorbești de asta și nu ești cucul la cap dacă te duci la terapie. Amintindu-le ăstora care acum sunt porți din dark, că pe vremea când eu vorbeam de depresie postpartum, adică depresia postnatală, la mămicile, indiferent dacă erau tinere sau mai coapte, depresia asta se instalează pentru că e hormonal, așa trebuie să, așa se întâmplă lucrurile. Când spuneam de chestia asta, eram considerat ca unul care le caută în coarne, cum se zice la noi, unor doamne care sunt închipuite așa și nu vor să se întoarcă la muncă, vezi, doamne, sunt ele depresive, până când a dispărut Mădălina Manole la o săptămână după ce a fost la noi în emisiune. A fost la noi în emisiune, era de nerecunoscut. Cariera plus depresia asta postpartum a fost un cocktail de hormoni, pentru că cei din jurul ei au ridicat din umeri, ba chiar erau indolenți, a decis de capul ei, că asta te cam împinge depresia postpartum. Faptul că acum se vorbește de chestiunile astea și am conștientizat că e o problemă reală și că se oferă ajutor mamelor imediat după naștere, când sunt ținute sub supraveghere, nu pentru că este un moft, ci pentru că ea există și ea naibii de periculoasă. Și pentru mamă, dar și pentru copil, că de multe ori depresia asta se duce și spre tânărul copilaș, micul adus pe lume. S-au întâmplat tragedii imense. Vezi la Timișoara zilele trecute. Da, Doamne ferește. Atenție.
Dar noi putem să vorbim despre lucrurile astea fără să le mai luăm, să le mai luăm în râs, pentru că anii ăștia de pandemie asta ne-au învățat de izolare, știi? Adică, vezi cum suntem noi făcuți? Cum dintr-o dată, din ce eram convinși că lucrurile nu există și că pe aia care merg la psiholog sunt niște, ori sunt talentați, ori sunt nebuni cu acte în regulă. Cucu, la cap. Încolo, ce bine ar fi fost ca în perioada liceului să avem un formator de genul ăsta. Ar fi fost cu siguranță extraordinar, doar că aici apar și foarte mulți impostori pe marginea subiectelor și se și bagatelizează des, pentru că am auzit... Este un grad de impostură major în zona asta. Am auzit niște povești care m-au înfiorat și în zona aia cu... în zona credinței, în zona ortodoxiei în general. Cunosc și zona aia de neoprotestantism, bine de tot acolo lucrurile sunt evu mediu. Dar în partea asta de terapii complementare, de coach, de trainer, de healeri, asta este ceva. Este ceva, am auzit niște povești de nereprodus. Pe mine mă fascinează treaba asta, știi? Și apropo de bagatelizarea asta despre care îți spuneam, chiar mă uitam recent, găsisem un reel de ăsta dintr-un podcast, era Măruță cu Băureanu. Povestea Băureanu despre momentul ăla cu polițistul, de acum 5 ani. Și am zis că iar de să ascult toată povestea, că vreau să văd ce zice. Am intrat în podcast, ascultam toată povestea acolo și la un moment dat, din toată drama aia pe care o expunea el acolo, tot pe un ton de ăsta dramatic, povestea cât de rău a fost tratat în arestul Poliției Capitale. Poliției Capitale. Și zicea că, domnule, nu mi-au dat nimic, mi-au dat doar o pătură, jumătate de pătură pe care am făcut yoga. În rest, n-am avut absolut nimic. N-a avut voie prietena mea să-mi aducă de mâncare. N-a avut și Măruț atunci când a prins că e rost de, că e rost de hlizeală și întreabă: ai făcut yoga acolo? Deci da, că am pus jumătate de pătură, făceam yoga, m-am împăcat cu mine, m-am cunoscut pe mine. Și atunci mi-e foarte greu să tratez, adică da, momentul în care discutăm serios despre treaba asta, ok, hai să discutăm serios. Dar momentul în care toată lumea vrea să pară spirituală și vine și povestește despre cum făcea yoga pe jumătate de cearșaf sau nu știu, alte povești de astea, exact ce spuneai tu cu duhovnicul, care trebuie să fie neapărat pe la o mănăstire, nu știu unde, dacă e biserica, dacă e parohie municipală, nu e bună. Da. Nu are duhovnicul har suficient acolo, trebuie să fie biserica plecată. Da. Bagatelizarea asta ne-a și salvat de-a lungul timpului, știi, adică felul ăsta de aici, lasă bă că nu-i dracu atât de negru, faci, lasă-ne că te ține în viață. Cel care este așa mai pe care nu-l agăți atât de repede cu momeala, rezistă mai mult, se duce mai mult, e o formă de supraviețuire. E așa am fost construiți, așa am fost învățați. Să băgăm sub preș și să spunem că nu există, să ne culcăm și a doua zi poate ne trezim și a trecut, știi? Dar ne-a salvat, sau pe ei ce puțin i-a salvat. Se pare că ăștia care sunt fundamental buni, omul fundamental bun spre care tindem noi, ăștia se și îmbolnăvesc destul de repede și somatizează. Cei care sunt mai câinoși așa reușesc, eu știu că e o formă de vindecare. Mai studiez problema, n-am certitudini. În general nu-mi plac oamenii care au certitudini, nu-mi plac oamenii care au care n-au dubii. Mă sperie. Știi, oamenii care sunt care cred că le știu pe toate. Da, și sunt și declamatori așa, știi? Adică bă, dă-o dracu, 10 țigări, mă, cât ai fumat, mai dă un pic. Nu 10, nu, departe, 7. Asta e a 8-a. Bă, băiat. Da, după aia fac o cură, 2 ore nu fumez deloc, că dorm. Altfel dacă stau treaz, nu. Am două momente în viața mea când nu fumez. Doar la antrenament și când dorm, atât. Dar pentru ce te antrenezi? Pentru nimic, ca să nu mor foarte repede, pentru că băgând întuneric, alcool și țigări, încerc să mă mint singur, compensez căci că fac sport, știi? Ah, deci tu ești ca ăla care ia un Big Mac mare și da, cere da. O Cola Light. Bine, eu mă și bucur de faptul că la născut în 96 fiind și noi vorbind în anul 2022,
poți mănânc Big Mac-ul ăla fără să-l resimt, știi? Încă. 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 Da. Conștient că e o bucată foarte scurtă. Stenoza aia se va instala, o să-ți pare rău odată. Știi că nopțile pierdute nu se mai aduc înapoi. Chiar dacă nopțile dormi, nu le mai pierd acum. Nu mai? Nu mai, măcar ce, atâta. Ce faci? Dorm. Dar așa cu scârbă, nu? Nu da, ador mai greu, îți spun sincer. Nu-ți vine, adică, da. Nu prea-mi vine. Povestea, îți fac orice altceva decât să dorm. Povestea Neghiță de la noi, de la studio, zicea înainte beam 2 zile și în 2 ore eram om. Acum beau 2 ore și 2 zile. Nu-mi găsesc glasul. Da, s-au dus canouri lungi pe șesuri. Despre ce vrei să vorbim? Că mi-e întrebă până la tauletă, să știi. Vreau să te mai întreb în despre finalul... desebire de Brăciu, care are vezica de Kevlar. Așa, așa zicea la X-Factor. Toți plecau pe, dai seama, 12 ore de... Bine, cu pauză la jumate, dar 6 ore să stai pe un scaun acolo. Zicea, am vezica de Kevlar, dar nu mai era nimeni. Erau toți plecați de la cameră și era singur așa în sală la Palatul Copilului, știi, Palatul Pionierului. Eu am vezica de Kevlar, întoarceți-vă. Și noi eram... cuceream tauletele. Vreau să te mai întreb un ultim lucru în finalul discuției noastre. Ai gata de podcastul? Da, mamă, să, ce bine, să ne ducem spre încheiere. Oh, ce bine, te-am plictisit. Bă, așa, că... băiatul meu, păi nu 4 ore ca o prișeangă. N-am ce să zic 4 ore. De-abia acum m-am pornit. Nici n-a fost cea mai bună idee să vin după emisiune, dar n-am când. Seara nu funcționez, în weekend sunt plecat, deci... Eu îți spun cât se poate de sincer, că mi-a plăcut foarte mult discuția și dai, cred că e și zona în care aș fi vrut să avem discuția asta. Zonele și cea tehnică și pentru că probabil există foarte mulți oameni care chiar dacă nu vor să facă performanță în domeniul media, au ce învăța din lucrurile astea și pot să-și compare cu viețile lor anumite situații. Bă, nu vreau să fiu anacronic și să o dau pe aia cu pe vremea mea să-ți fi făcut aici capul pătrat cum... executa noi radio neautomatizat și cum trebuia să știm și să avem și noțiuni de programming și să avem și noțiuni tehnice și cum am făcut noi pe licitatorii de licență și am construit rețele de la zero, că nu interesează pe nimeni, adică n-aș face cu decât... Cu domnul Chius Bărean sau cum îl cheamă? Chius Bărean îl cheamă. Chius Bayan. Chius Bayan, așa, cu Q-Base-ul. Cu Q Sound-ul a fost primul soft pe care noi l-aveam un endorsement la Timișoara, da, nu la Lugoj, da, sau ba la Timișoara și după aia am plecat, am lucrat și la Lugoj. Știi de ce nu mai fac lucrurile astea? Că înainte, păi, de-abia așteptam să-mi zică și cum ați început? Cum a fost, mă, stai să vezi, deci micuț. Voi să zic următoarele. Am început să reușesc. Ok. Să renunț la ceea ce se numește ego și egocentrism și chestiunea asta pe care noi ne-o clădim din orice, de la like-urile de pe Facebook și până la ce spuneam eu, aprecierea furnicilor. De la felul în care te simțeai prost atunci când cineva îți reproșa ceva într-un mesaj privat sau zicea la o masă, dacă 9 ziceau că sunt fanii mei și al 10-lea zicea că nu m-a văzut niciodată, mă apucau dracii. Acum dacă îmi zice că nu m-a văzut niciodată, lângă el stau. Am o liniște. Nu mai vreau să-mi ridic singur lauri. Noi facem chestia asta fără să ne dăm seama. Multe din acțiunile noastre sunt pentru lauri ăștia. Că dacă tu ai fi făcut pentru bani și nu pentru lauri, nu ți-ai fi făcut podcastul ăsta. Ai făcut OnlyFans. Cum ar fi trebuit să faci de la început. Categoric. Făceai, te dezbrăcai. Uite, te duceai la antrenament, aveai și un motiv pentru care să te duci la sală. Făceai OnlyFans. Da. Eu dacă am un fizic, zici că e psihic, nu fac OnlyFans. Bine, eu știu pe cineva care are un fizic, zici că e psihic și face OnlyFans și face mulți bani. E chiar și cunoscut. Știu, nu vorbim. Nu, vezi, nici asta nu vreau, că știi, mă duc într-o zonă care mă afectează pe mine. Și am constatat asta după ceva timp, adică mi-a luat mulți ani de radio și TV și mulți ani atât de terapie. Să conștientizez că eu de fapt sunt actant în piesele altora unde nici măcar nu vreau să joc, că mi se par. Atunci am renunțat la a mă da grande, cum zice mama, nu te mai da atât de grande. Da. Și atunci când vorbesc de o chestiune care se duce spre smerenie, să și aplic ce zic, știi?
Multă lume zic că ai luat-o razna. Pentru că, de exemplu, ăsta a fost unul din feedback-urile pe care le-am tot auzit după niște interviuri de ale lui Connector. Când a apărut el și a început să vorbească altfel față de cum îl știa lumea, au luat-o Connector razna. N-au avut ei timp să-l asculte pentru că Relu vorbea de Dumnezeu de foarte mult timp. Dar vezi tu ce se întâmplă și nu, acum nu vorbesc de speță că l-ai adus pe Relu în discuție, dar pe lângă un formator de ăsta de opinie, că Relu vrea, nu vrea, este, da. Este un formator de opinie. N-ai vrea. Câteodată n-ai vrea. Ai vrea să fii tu cu tine. Ceea ce se, ce se... Am învățat o chestie foarte interesantă de la prietenul meu, Bărsan, spusă și de părintele Necula. Diferența dintre ortodoxism și ortodoxie. E o chestie foarte fină. Ismul te duce în schismă, deci o chestie care... Exact, da. Nu cadrează cu vorba creștină. Și tot de la ei, pe diferite căi, am învățat o chestie esențială, că pe Dumnezeu nu-L ispitești. Nu te duci. Ia zi, Doamne, și dacă ți-o zic pe aia cu crezul, trebuie să te hotărăști. A, ești undeva la mijloc. Nu ții rânduile de peste an, dar ai o relație civilizată, da, cu tot ce înseamnă. Mm-hmm. Ai mai citit și tu niște cărți. Nu ești poate cu totul într-acolo, dar ai învățat să faci diferența dintre un nechemat care întâmplător poartă sutană și ce înseamnă credința neamului ăsta. Ai învățat chestia asta, nu mai, dar nu-l mai ispiti. Adică nu fă bravadă din chestia asta ca tu să-ți construiești un ego. Mm-hmm. E foarte fină linia asta. Eu, de exemplu, nu cred, știi când zice, e un băiat cu frica lui Dumnezeu. Și eu nu cred într-un om cu frica lui Dumnezeu, eu cred într-un om cu dragoste de Dumnezeu. Mm-hmm. E împăratul iubirii, nu pot să... De ce să mă duc? El nu mă vrea fricos. El mă vrea cu inima deschisă. A, el mă vrea bun. Mă lasă să mă dau cu capul de toți pereții, că ai văzut că te lasă. Niciodată nu... Mai sunt pilde în care e luat în brațe de la început. De obicei, tatăl își protejează fiul, ca și fiul să-și protejeze tatăl. Știi? Dar asta mi s-a părut la fiecare... Mai trimiteam mesaje, uite și la Cutărescu, uite și la Cutărescu. Noua apropiere de... Dar nu de biserică, nu vorbim de biserică, noi vorbim de credință și duhovnicul meu e altfel, știi că e ca la doctori. Uh-huh. Nu există doctor care au terminat cu 7 medicină. Bă, unde să ia proști? Am eu doctor cel mai bun. Cel mai bun e doctorul meu. Știi? Da. Și așa și avocații cu, la fel. Așa și cu duhovnicul. Bă, cel mai bun. Și eu știu că ești acolo și ai practic te cunoaște de când ești mic. Dar cel mai bun. Deci, pe bune. Așa, împărtășanie, tuțu, dacă vrei. Vino la noi în gașcă. Așa e și cu... Așa e și cu ispitirea asta, știi? E în zona asta de hai să facem lucrurile altfel, dar împreună, e un pic ciudățel. Uite, asta am învățat în ultima perioadă, să zic. Bă, toți sunt buni, dar al meu excelează. Vezi ce fine e, știi? Mm-hmm. Sunt toți buni, dar al meu parcă excelează. Mie mi se pare că, știi, De ce te bagi? Înainte îi povesteam și lui Damian, zic, bă, eram căpiat, vreau să salvez pe toată lumea. Că te duream o seama, te duceam eu unde știam eu, nu te duci tu unde vrei tu să te duci. Te duceam și te rezolvam. Și cu Relu la fel, știi, el săracul și-a pus sufletul pe tavă și s-a trezit, dar știi ce e bine la Relu? Că nu-l interesează. Da, pentru că el chiar a ajuns într-un moment de super mega împăcare cu el însuși și asta transmite și prin modul cum vorbește și așa mai departe și exact chestia asta o regăsesc la tine acum. Ei, în loc să se bucure că cineva le-a dat din prea plinul lui, cum a făcut Connector, ei au, știi, au zis exact ce ți-am spus. E mai ușor să-l judeci pe altul, că după, dacă nu-l judeci pe altul trebuie să te vorbești cu tine sau mai rău cu nevastă-ta. Mm-hmm. Mai bine îl tocăm pe ăla. Îl tocăm pe ăla, avem subiect, ai văzut, ia uite ce-a mai postat, ia uite ce-a mai zis, pe nou, pe tare, noi suntem și de fapt e gol acolo. Eu am o teorie că de asta, de exemplu, și prind știrile de la ora 5
și toate dramele astea cărora românilor le plac foarte mult, pentru faptul că am impresia că mulți dintre noi ne relaxăm în momentul în care vedem că se poate și mai rău. Sunt două, ele au fost construite, ca toate show-urile astea, reality show-urile, au fost construite cu psihologi și cu oameni care sunt maestri în neuroștiință, în NLP, în chestiuni care țin de manipulare, până la urmă. Comunicare într-o anume direcție. Ei știu de ce au construit lucrurile alea, ele n-au apărut peste noapte. Sunt două direcții. Fie se uită pentru a zice mulțumesc, Doamne, că nu mi s-a întâmplat mie asta și că la alții e mai rău, fie să regăsesc în povestea. Ai văzut că subiectele sunt și să se regăsească. Da, nu da. Sunt tot timpul niște tragedii cu o cadență rară. Ci sunt și chestii de-astea. Divorțul, mulți copii, ăla. Dar dacă nu ți s-a întâmplat, ți iai pe cineva în familie. În cercul tău ultra-personal. Lucrurile astea se întâmplă pentru că există nevoia asta de a fi supravegheați de ceva supranatural, de a ne fi frică și de a uita, știi, că de fapt în continuare am supărările astea că vedeam pe cineva azi dimineață că își făcea cruce pe stradă, știam că e o biserică, dar știam că e acoperită de un bloc, ei știau că e biserica acolo, știa că e biserica acolo, s-a apărut un bloc între timp, nu mai vezi. Dar tot faci cruce. Da, dar după aia l-a și înjurat pe ăla când a trecut strada că nu i-a dat prioritate, știi? Adică a făcut-o degeaba, s-a anulat în povestea Părintele Visarianu Alexa, că îi se întâmplă lui să vadă comentarii la el pe pagină îngrozitoare, dar cu icoana Maicii Domnului, știi, la profil. Adică asta e... Da, da. Nu mai avem, nu avem răbdare cu noi, nu avem răbdare cu ceilalți și atunci ni se întâmplă chestiunea asta. A nu fi împăcați cu noi sau a te împăca cu tine este cea mai grea din misiunile pe care le poți avea pe pământul ăsta. Exact. Da, te împăca. A sincer cu tine. Nu să-ți ierți niște chestii, să nu mai ai starea aia de lehamite după o noapte pierdută aiurea. A te împăca de adevăratele. Fără să-ți faci cele 100.000 de planuri, peste 2 ani, ca un ascet, ce sunt, mă voi retrage în mult, voi face. Da. Vezi cum merge viața, că e dinamică, e atât de frumoasă. Dar ca să poți să treci prin existența asta efemeră pământeană, trebuie să-ți găsești o zonă de asta care începe cu meta. Meta fizică, meta avers, meta amfetamin. Ei se duc în zona asta tocmai pentru așa ceva. Pentru că le lipsește scopul vieții. Au de toate, da, dar au nevoie de ceva în plus și ăla nu poate fi cumpărat. Plus că e și căutarea asta spre externalizare. Că tocmai fiind frica aia de a intra în interiorul tău și de a te lupta cu tine însuți, te ajută așa să tot cauți evadări. Deci bă, e altă stare, las că vreau, acum vreau să mă distrez. Da, îi spuneam și lui Damian în podcast că în Macrasana, care e stânga peste dreapta și fruntea peste stânga, ești tu cu tine în celulă în arestul Poliției Capitale. Niște secunde, dacă nu poți să pe stai jumătate de ce așa. Da, nu mi se pare că Cristi Băureanu a zis o inepție, îmi pare rău că a zis-o, nu trebuia să o zic. Asta zic. Trebuia să fie pentru el. El ce a făcut, din a făcut moment bine. Ce a zis-o, eu nu cred că el a făcut-o. E personal, n-a avut nimic cu dumnealui, să mă ierte Dumnezeu. E doar o părere personală. Adică eu nu pot să vin să spun acum lucrurile cu adevărat intime despre mine, știi? Și nu pot să le povestesc cu atâta lejeritate. Prin câte lecții a trecut Cristi, na, eu zic că a venit așa ca un ca o centură de siguranță pentru el, adică am fost lovit de atâtea ori, am căzut de atâtea ori, dar uite că mă mai țin cu chestiile astea, a vrut cumva, a fost ca un soi de laudă, dar a venit dintr-o fragilitate pe care el o are. Nu-l cunosc foarte bine, dar de la distanță, din ce a povestit el, din ce am văzut de-a lungul vremii, are o fragilitate majoră. Vreau să te mai întreb
când spuneam că e întrebarea de finală, ce-ți dorești tu cel mai mult acum, dar în urma discuției cred că am regăsit deja ce-ți dorești tu cel mai mult. Nu vreau să... Și de concluzie, eu am început să mă tem și să nu le mai formulez. Mm-hmm. Adică pur și simplu curgerea asta ca unei ape mie împriește foarte tare în ultima perioadă. Știi? Mm-hmm. Dacă o fi să se întâmple lucruri, să vină ploi, să vină niște, să, cum se cheamă, de-astea viituri. De teren, da, și să apară niște bolovani pe care, nu știu, îi voi ocoli sau îi voi lua cu mine. Asta face, cred că, parte din povestea pe care eu trebuie să o scriu în tura asta pe aici. Mm-hmm. În rest, n-am, e obositor, e enervant, știi, să fii un om al planurilor, un om al... te capotezi, te lasă nervii, n-am fost niciodată. Adică mereu am fost genul ăsta de... nu mi se rupist, ci am luat lucrurile pas cu pas așa cum au venit. Eu îți mulțumesc foarte mult și în primul rând îți mulțumesc pentru faptul că mi-ai redat așa o stare de aia de liniște și mi-ai ridicat niște întrebări cu mine în momentul ăsta. Sper ca oamenii care se uită la noi să aibă aceleași stări și aceleași gânduri, să-și ridice niște întrebări la care nu neapărat să găsească și răspunsul cât mai repede potriveală, ci să-l caute. Nici măcar asta nu mai vreau să transmit. Dom'le, iată povestea mea, gândește-te, nu cumva ești a ta. Nu la asta mă refer. E cel mai bine să... cel mai bine să închizi telefonele când faci asta. El e pe silent, da, na. Ce ero alert. El e pe silent. Da, nu știu, ți-am zis că am învățat să zic nu și conceptul ăsta de asumat așa, să îl duc la un alt grad și în rang. Dar acum mi-e ciudă, de exemplu, că am zis să ne vedem acum la ora prânzului, când, după cum vezi, mie mi-a intrat scris saver-ul și sunt un pic incoerent. Dar asta pentru că e ora mea de somn, știi? Eu la ora asta dorm. Da, aici o să-ți aduc aminte o chestie pe care și tu ai citat-o, din ortodoxie, nu din ortodoxism de data asta, cum că pe Dumnezeu nu prea poți să-L cunoști decât cu burta goală, așa? Și aici eu cred că într-un nivel mai ridicat de oboseală ies niște gânduri mai cristalizate câteodată. Acum, dacă te crezi țuțea, da, e treaba ta. Știi că el a stat 11 zile fără somn. Și Christian Bale a mai stat așa. Da, da, ăla se pregătea pentru mașinist. Da. Mașinistul. De mașinist, da. A jucat fabulos film, dacă iar chiar să-l revăd. Îl am pe DVD, între puținele de-l mai am pe DVD. Bine, încă o dată scuze că am fost incoerent, dar... N-ai fost absolut deloc. Data viitoare când ți se întorci și sponsorii la emisiune și... poți să echilibrezi, știi că acum nu se mai cer bani pentru cursurile astea de healing și de înălțare, se cheamă echilibrare energetică. Ah, ok. Adică te costă 200 de lei să te echilibrezi energetic. Deci data viitoare când o să te echilibrezi energetic față de mine, da. Să povestim mai multe. Cu tot dragul și îți mulțumesc tare mult. Da, vouă... până atunci de lași de fumat, nu? Hai să nu ne echilibrăm chiar atât de tare energetic. Că până la urmă și dezechilibrele astea, dacă sunt armonioase, generează un echilibru la rândul lor. Dezechilibru armonios foarte bun asta, da. Da, e ceva. O armonie antinomică. Da. Vă mulțumim tare mult că v-ați uitat la noi. Nu uitați regulile clasice. Dacă v-a plăcut, like, share, subscribe, distribuiți prietenilor. Dacă nu v-a plăcut, distribuiți dușmanilor, pentru că aceștia vă poartă pică, dar n-au valoarea voastră. Răzvan Simion, futuristul pe Instagram și pe toate, pe Facebook, cred că mai are TikTok, nu-l văd în stare de așa ceva. Și nu-i văd nici că i-ar trebui. Neața cu Răzvan și Dani la Pro TV în fiecare dimineață. Ce mai e de zis, stai așa să mă gândesc, X-Factor la Canal D și pe mine la școala de corecție, la tabăra de vară, dar nu aia lușelii. Vă mulțumim tare mult și Doamne ajută, vă pupăm!